La toți de față și viitor sănătate, sunteți la vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru. În primul rând, Hristos a înviat. Sper că ați avut niște sărbători ușoare, că asta contează cel mai mult acum și că veți, le veți afea și în continuare la fel. Alături de noi, ca de fiecare dată, prietenii de la Hausen.ro, oamenii sunt meseriași la propriu și la figurat, se ocupă cu tâmplăria PVC. Știți, miturile, sunt foarte multe mituri, ei montează PVC și demontează mituri. Unul dintre mituri este că tâmplăria face condens. Asta e mitul. Adevărul este că de când a apărut Hausen.ro și tehnologia uh, nouă, modernă, lucrul acesta nu se mai întâmplă. Vorbim despre o tâmplărie montată de profesioniști care, dacă este montată corect, nu are cum să facă condens între geamuri. Acestea fiind zise, pentru că ne găsim în ziua de Paște, am zis să vorbim puțin, eu o să vorbesc mai puțin pentru că avem un specialist printre noi, e exact ca atunci când e el invitat și vorbim despre fotbal, exact, fix la fel, la fel mă simt și eu astăzi. Dragi prieteni, alături de Damian Anfile vom discuta astăzi despre Paște și despre ce înseamnă aceste sărbători, dar și despre perioada post-pascală. Ca să nu mai lungim, Damian, bine ai venit! Hristos a înviat, Adevărat a înviat! Acum, să-mi spui totuși mie, specialist în tema asta, e mult. Hai lasă, nu fii modest. Nu, eu sunt un absolvent de teologie. Există, în schimb, oameni bibliști, asta, istorici. Asta am auzit când ai zis, iartă-mă, de ce există, bibliști? Da. De exemplu, eu am adus, pentru că mi-a fost profesor și pentru că mi-a predat lucrul acesta, părintele de la Facultatea de Teologie, Constantin Preda, care are o carte întreagă despre învierea Mântuitorului în memoria narrativă a Evanghelilor însemnând ce anume. Deci singura noastră sursă directă pentru uh, înviere și pentru ceea ce sărbătorim în perioada de Paști este Biblia sau Sfânta Scriptură. Fiecare dintre cei patru evangeliști, Matei, Marcu, Luca, Ioan, cei cărora le spune Iisus la cine ce dă taină, mergem la București, deschidem covrigării, clar? Bun. Așa? Fără Ioan. A, la, el la, e mai tânăr s-a prins, durează un pic. Rezervă fie două capitole, fie un capitol final, pentru a ne relata momentul învierii. Părintele profesor, unul dintre mulți care au făcut tratarea asta, eu l-am luat pe cel mai familiar mie, au putut să facă o carte discutând de niște texte care cumulate ar fi vreo 10 pagini. Pentru că asta este narațiunea învierii cu totul. Bun. Deci asta înseamnă specialist în domeniul ăsta. Am înțeles. Ăștia sunt specialiști. Bibl... Atunci un fin cunoscător, nici așa? Merge. Un cunoscător. Ce? Dacă te uiți la mine, unde vine partea aia cu fin? fin. Un cunoscător. Doar că sunt și eu finul cuiva, că m-a botezat și pe mine cineva. Corect. tot. Dar cât ne dăm în partea stângă, cum zic eu? Adică de unde porne sărbătorile astea? Cât ne ducem? Ok. Sunt niște date că le știu de la mama soacră. Perioada, pe care le ține, perioada sărbători. sărbătorilor, din punct de vedere biserice, se împart în trei. Există trei, trei perioade ale anului din punct de vedere bisericesc. Octoih se numește prima, da. triod în care intrăm în perioada postului Paștelui și din care ieșim în noaptea de înviere. Ultima slujbă din triod se face înaintea slujbei de înviere. Și acolo trecem în perioada penticostarului, care exact cum spune și penta. 50, în da? care e cuprins între Paști și perioada Rusalilor. Din punct de vedere al anului bisericesc, anul nou e de Paște. Anul nou pe veche, pe 1 septembrie, dar anul nou, din punct de vedere liturgic, când se ia totul de la capăt, este de înviere. Cărțile bisericesc de slujbă pornesc de la înviere. Prima pagină, ai slujba de înviere. Și de acolo derulezi mai departe. Pentru că simbolismul învierii este exact de început al începuturilor. De acolo a început tot. Specialiștii sunt odată bibliști, nu sunt eu. Liturgiștii sunt cei care pot să-ți explice cum a evoluat cultul creștin, pentru că aici e bine să avem ideea asta formată. Cultul creștin nu s-a format de la sine. Nu aveam acum 2000 de ani, imediat după învierea lui Isus o slujbă în biserică așa cum avem astăzi ortodoxi și, și Asta putem să observăm cu ochiul liber, de exemplu, că între noi, romano-catolici și protestanți, sunt ni niște diferențe notabile. Pornind de la cum e îmbrăcat popa, cum să stă în biserică, cum arată biserica, cum sună slujba, auzim peste tot. Bă, dar la voi, la ortodoși, ne-ați rupt var sufletul. Patru ore, numai așa și nici jos nu pot să stau. Astea sunt diferențele Corit. de evoluția cultului <coughs> și aici sunt oameni care pot să explice. Direct în perspectiva istoriei de acum 2000 de ani, avem arheologi și avem specialiști în documente care ne pot vorbi de, băi, asta e tradiție, nu o găsim nicăieri scrisă ca atare, sau noi am descoperit asta, asta, asta. Restul, iară, dacă poți să crezi, bine, dacă nu, iară, bine. Corect. Adică există N categorii de specialiști care ne pot vorbi. Eu, personal, fiind absolvent de teologie, să zicem că am făcut puțin din toate și în felul ăsta îmi permit să vorbesc până la un punct. Voiam în primul rând să spun că evenimentele din perioada vieții lui Hristos și imediat după, primul secol, cel care de fapt pune bazele bisericii creștine și în care se produc evenimentele pe care le sărbăm noi în ciclu pascal, ciclu pascal începe propriu zis cu noaptea de înviere și se termină 40 de zile mai târziu la înălțare, dar de fapt tot toată perioada se încheie de Rusalii sau cinzecimea. Deci da. la 50 de zile după. Avem o perioadă de 50 de zile în care prăznuim lucrurile legate de înviere. Asta este memoria pe care vrem să o păstrăm pe lângă Sfânta Scriptură o sursă de primă mărime pentru că trăiești într-o perioadă relativ apropiată este cea a domnului din imagine. Avem o, o reprezentare fantezistă. Nimeni nu știe cum arăta omul ăsta care a trăit în secolul I, dar este un domn numit Iosefus Flavius. Iosif Flaviu este evreu de origine, dar este profund elenizat sau romanizat, cum dorim. Este un produs al lumii clasice de la începutul mileniului I, guvernator al Galileei în momentul răscoalei lui Ioan din Giscala. Este marea răscoale evreiască, cea înăbușită de Vespasian și Titus, care s-a sfârșit în anul 70 cu cucerirea Ierusalimului, de la care avem piese de teatru, e un eveniment universal recunoscut în istorie. El e cel care s-a predat romanilor și a rămas în grațiile Romei și fiind un om foarte cultivat și a permis, între altele, să producă o serie de scrieri, între care numărăm Antichității Udaice este o cronică ce urmează fidel linia Bibliei, mergând până în secolul I, respectiv ceea ce a fost el contemporan, istoria războiului iudeilor împotriva romanilor. Și prin omul acesta avem o sursă istorică de primă mână care dublează textul scripturistic sau în cazul ăsta, istoria războiului iudeilor împotriva romanilor, asta nu e în Biblie că evangheliile se termină cu înălțarea, mai avem faptele apostolilor dacă care merg am până la domnia lui Nero, războiul iudeilor e după. Ăsta și completează și așa cum se vede din titluri, amândouă sunt în limba română, pentru că lucrările au fost traduse, cred că Ion Axan, un mare necunoscut astăzi, dar foarte prolific traducător este cel care l-a tradus din original și sunt publicate la editura Comunității Evrești, din România la editura HSFR. Și cine este dornic să afle de așa ceva, poate să meargă. Avem în primul rând un context istoric pe care să încercăm să-l expunem așa succint despre viața lui Isus. Nașterea lui Isus e simplu, se petrece, se pare în anul 4 înainte de Hristos, oricât de ironic sună, noi numărăm era creștină, <coughs> dar se pare că Dionisie Exigu, cel care a calculat-o și a spus că Anul în care a fixat el era creștin este anul 600, nu știu cât, de la nașterea lui Hristos, a făcut o eroare de minim 4 ani, asta observând-o oamenii prin comparație. Existau anii ab urbe Condita, de, de la fondarea, fondarea Romei. Romei. Roma, în mod uh, tradițional să spunem, este considerată ca fiind fondată în anul 753, 53 înainte de Hristos. În aprilie sau cândva, da. 23. Există o inscripție la un moment dat care spune că Irod cel Mare, regele care potrivit Bibliei trăia în momentul nașterii lui Isus, este mort în anul 749 înainte de Hristos. Deci o eroare de 4 ani. 4 ani. Minim. Că bineînțeles, el e mort atunci, trebuie să mai iei în calcul un pic ca să fie în viață când se naște Isus. Și atunci, cei care au cercetat ulterior au spus Dionisie Exigu a greșit cu minim 4 ani era creștin, adică noi trebuie să adunăm Minim 4, 4 ani. Da. Dacă ar fi calculul corect, am fi cel puțin în 2028. Acum, ceea ce pe mine m-a amuzat teribil având informația asta, în 2012, când mai ia și spuneau: să sfârșește lumea! Da. Trebuia să fi fost curățați de 4 ani, prieteni, dacă da. era vorba de așa. Dar ăsta este momentul nașterii lui Isus, în uh, timpul în care Israelul sau Iudeea, cum a fost cunoscută, este condus de Irod cel Mare, cel în timpul care statul evreiesc antic antige maxima lui expansiune. Un pic ironic că Irod cel Mare nu e evreu. Da, nimeni nu-i perfect, ca să zicem așa. El moare așadar și îi urmează trei fii ai săi, respectiv Arhelau, Irod Antipa și un fiu vitreg, un frate vitreg al acestora, Filip. Și cei aceștia își împart uh, statul părintelui lor, fiecare primește ori un sfert, de aia doi dintre ei, Irod, Antipa și Filip, sunt numiți tetrarhi. Tetra în greacă e patru. patru. deci stăpâna unei a patra părți. Unul stăpânește Galileea, o vedem în nord, zona cea mai încărcată în istoria biblică, contrar părerii generale, nu Ierusalimul este ăla. Ierusalimul este situat în Iudea, vedem, mai la sud. Este subliniat termenul. Correct în Galileea se produce pentru că supranumele lui Isus era și Galileanu. Inclusiv împăratul Iulian Apostato, cum ni se spune în varianta romantizată a vieții sale, ultimul om care a încercat să scoată creștinismul din Imperiul Roman, mort în 363, mi se pare, când ia o lance în burtă, trage lance, îi se umplu mâinile de sânge și aruncă sângele scârbit și mai învins, galileene. În sensul că n-am reușit să-ți scot religia. Deci este galilean de origine Isus. Alta este Samaria. Samaria are o, o importanță deosebită pentru că este populată de uh, majoritar de locuitori non-evrei. Fusese colonizată după ce a fost cucerită de asirieni, cu fel de fel de neamuri străine, și acolo majoritatea nu mai erau evrei și nu mai țineau religia iudaică strict. Avea un cult mixt care se uh, aduna în special pe Muntele Garizim pe care îl vedem semnalizat acolo pe hartă și bineînțeles iudeia, care este cumva centru cultului cu templu restaurat de Irod, nu este același templu cu templul lui Solomon. Templul lui Solomon a fost distrus de Nabucodonosor, de-aia avem opera de Verdi cu dor de țară. Exact cânte cu iudeilor în exil. Irod cel Mare reface templul la dimensiuni mai ample, decât fusese cel al lui Solomon. Zidul plângerii de astăzi din Ierusalim este templul irodian, nu este la solomonian. Și acolo avem centrul cultului iudaic și o oarecare autonomie. Plus teritoriile de dincolo de Iordan. Vedem Marea Moartă, cursul de apă care unește Marea Moartă de lacul Tiberiadei sau Marea Galilei, impropriu spus mare că nu-i așa ceva, sunt perea și de capul. Iar în jos avem Marea Moartă, altitudinea cea mai scăzută de pe Terra, aceea care când domnul Ion Iliescu era tânăr, era doar bolnavă. Da. Și în timp e asta. e Marea Moartă. Bun, asta este structura Palestinei, cum mai este cunoscută uh, zona unde s-a născut Isus. Am adus aici o carte care mi-a parvenit datorită unui prieten care îmi știe pasiunea pentru cărți vechi în general. Palestine in General History, Down to the Fall of Nineveh, prima parte, și a doua parte, Până în Perioada Medievală. Să este spui și din ce ani este. Din 1929, de uh, British Academy, cu un colectiv de autori și... Uh, informațiile sunt în mare parte, cu câteva excepții de descoperire arheologice ulterioare, sunt în mare parte precise. Deci avem o dată partea cu istoria biblică propriu zis, adică haide să vedem contextul în care se petrec evenimentele astea, haide să vedem care erau geografia, care erau istoria, care era urbanizarea Țării Sfinte de la momentul acela, cine dorește să aprofundeze chestiunile astea, există manuale de arheologie biblică. Nu e nimic diferit de arheologia generală, doar că aici se referă strictul sensul la locurile menționate în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este până astăzi cea mai citită și cea mai răspândită carte de pe glob. Câteva detalii introductive, eu nefiind biblist, nu o să intru mai mult în detalii, în amănunte nu este o carte de un singur autor. Răspunsul la cine a scris Biblia este este colectiv de autor pentru că începe să fie scrisă în primul mileniu dinainte de Hristos, secolul 7, 8, 9, înainte de Hristos, primele cărți Pentateuhu sau Tora la evrei, că noi împărtășim cu evrei Vechiul Testament, scris până în perioada secolului I după Hristos, apoi în primele două sau trei secole după Hristos, apar scrierile, biografiile lui Isus și scrierile care fundamentează creștinismul grupate în Noul Testament. Toate acestea sunt compilate, sunt unite într-un singur document de părinții reuniți la sinodul de la Mediolanum, adică la Milano, Milano. undeva în secolul 4, 360 și ceva se produce sinodul ăsta. Ei sunt cei care adună quasi totalitatea, că nu poți pretinde că le-au găsit pe toate, suntem totuși la 300 și ceva de ani după învierea lui Isus, perioada în care, așa cum am abundaseră scrierile despre și majoritatea autorilor, chiar dacă trăiau în secolul 2 II sau 3, foloseau un pseudonim folosind numele din scriptură, Evanghelia după Toma, ceea ce a făcut vâlvă acum niște ani pe piața editorială, Evanghelia după Iuda. Uite, ignorându-se flagrant că există doi apostoli Iuda. Nu e doar Iuda Iscarioteanu. Lucruri care au fost valorificate de Dan Brown cu codul lui Da Vinci. Bun, pentru marea masă, lucrurile astea clar par inedite, dar ele s-au cunoscut că există încă din perioada aceea. Părinții de la Sinodul de la Mediolan m-au spus în momentul în care au selectat scrierile care concordau ca nivel de informații, adică băi, nu-mi spune vreo enormitate de asta că a mai apărut cineva, că s-a mai întâmplat nu știu ce, că îmi strici fluxul. Pastea dați-le deoparte, că astea povestesc ceva în plus. Nu numai dați-le deoparte, căutați să le ardeți, de data asta nu este inchiziția cu indicele cărților, este căutați să le ardeți că mai îl găsește vrunul și începe și la să chițe, că nu e domne așa, că uite ce scrie aici. Asta e o treabă pe care ar trebui să o, o să deprindem toți oamenii. Dacă e scris, nu-i mă să fie adevărat. Că, domne, am citit eu. Domne, depinde și unde ai citit Correct. chestia asta. Adică avem tranziția asta că de la informația vorbită la aia scrisă este un plus de precizie. Nici de cum. Cum mint pe gură, la fel de bine pot poți să, mint și în scris. scris unde nu ai altă informație, bun, depins de ăla și spui cum grano cu un grăunte de sare, poate o fi fost așa, poate nu a fi fost, dar altă informație nu am. Cam ăsta e contextul creierii Sfintei Scripturi. Au fost strânse în corpusul ăsta, Sfânta Scriptură a stat în vreme de niște sute bune de ani, doar în trio sancta, cele trei sfinte, ebraică pentru Vechiul Testament. Vechiul Testament a fost tradus în limba greacă la finalul Antichității de Septuaginta, cei 70 de înțelepți evrei din Alexandria Egiptului, oamenii ăștia fiind poligloți, fiind toți vorbitori de ebraică, dar și de greacă, au putut să traducă din ebraică ușor, în limba greacă. Asta este Septuaginta, este publicată astăzi și în traducerea românească, traducerea Septuagintei, evident doar a Vechiului Testament, că restul nu se scrisese. Uh, avem, bineînțeles, majoritatea manuscriselor vetero, uh, nou, nou, testamentare sunt în limba greacă comună, greaca coinii. O singură evanghelie a lui Marcus se presupune că ar fi existat o variantă în aramaica. Aramaica era limba care se vorbea în Palestina pe vremea lui Isus. Nu ebraica. Ebraica vorbită anterior devenise limba aproape moartă. Ce a utilizat în filmul lui Mel Gibson. Da, exact. A vezi, o chestie extrem de interesantă deschizând o mică paranteză așa pentru că de fiecare dată vorbim de filmul cu cu Paul, care este genie, genial și filmul și interpretarea lui, dar tot timpul a fost un pic um, greu să accept că Isus vorbea în engleză. <laughs> da, corect. Scârție ceva undeva, dăm de o parte jocul actoricesc, dăm de o parte capodopera, dăm de o parte muzica. e un politician american care spune eu sunt mulțumit să vorbesc în engleză pentru că asta e limba pe care o vorbea Isus. Că a văzut filmul, probabil. Că el, nu care Biblia da. în engleză, în da. Păi Dacă said. mamă, said... mamă. Și atunci vine Mel Gibson cu Mel Gibson cu chestia asta și sună. Multe chestiuni de recepție culturală uh, diferă. În Biserica eti Etiopiană, Isus este negru. Icoanele cu Isus și cu Maica Domnului. Așa sunt icoanele. doi negri. Da. Și dacă ar fi să o judecăm pe cinstitelea bun, E adevărat că și în zona asta a Orientului apropiat, Există persoane care nu sunt măslinii la piele și nu sunt neapărat brunete, că s-au mai amestecat pe acolo. Dar foarte probabil este că Isus nu arată exact cum îl vedem în arta occidentală sau în icoanele ortodoxe. Că dacă e acolo, Dumnezeu fiind perfecțiune prin sine, va respecta întru totul caracteristicile populației locale. Deci probabil că era ceva yeah. mai brunet decât îl imaginăm noi. Dar asta ține de prototipul pe care și-l fixează oricine. Adică este la fel de corect în spațiu asiatic să-l prezinți cu ochii mongoloizi, cum este la fel de corect să-l prezinți și negru. Și cred că am mai spus chestia asta. Mi-a plăcut tot timpul exemplu ăsta, mi l-a dat profesorul meu de liturgică în seminar. Când au ajuns misionarii în zonele arctice și l-au propovăduit inuiților, le-au spus o lor, Iisus este mielul lui Dumnezeu. Ce aia? Miel ce e miel? Că nu știu da. dacă ați observat, dar noi nu avem turme pe aici. Și a venit un domn deștept și s-a gândit, bă, ăștia n-au miei. Dar noi folosim mielul de ce? Este de fapt o metaforă pentru blândețe. Bun, ce aveți voi pe aici? Foca lui Dumnezeu. Isus este foca lui Dumnezeu. Puiul de focă, cel mai blând animal din zona respectivă. Asta a fost. Ne mai vorbim ce probleme au avut misionarii, ne împărtășim cu vin. Ce ăla? Vin, n-aveți pai... Aoleo, ăștia yeah. n-au vin pe aici. Da, nu aveau. Da, 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 chestiuni dintre astea care nouă ni se par absolut normale și care pentru alții sună într-un fel. Ajută-mă o secundă să dezdușim un pic sau să ne ajut să ne spui de unde există? Pentru că ai folosit termenul descriere și că Isus ar fi putut arăta un pic mai altfel decât îl știm noi în reprezentări. În reprezentări însemnând că vorba știi ca mai gluminoi colegilor de la Jurnalul Național, nu poți mai o fotografie cu Isus, că nu se făcea pe vremea și atunci erau doar aceste picturi. Cine dădea descrierea? Hai să Cum luăm un au pic fost istoric. Sau... Se presupune că prima icoană a lui Isus este de fapt ștergarul care pe drumul crucii este momentul când Isus merge spre răstignire. Și aici, două în scurte. N-am văzut niciodată cu crucea întreagă în spate, că nu s-ar fi putut deplasa. Dacă brațul la vertical avea 4 metri înălțime, ar fi ajuns noi, pe... Cum să care o bârnă de dimensiunile alea? Că te rupe sub ea. A purtat doar brațul orizontal. Dar, bineînțeles, în icoane este trecut cu toată crucea ca să înțelegi ce cară. Așa, doi la mână, lucrurile astea erau făcute de romani ca exemplu. Deci, băi, să vezi ce pățește da. vrunul care ajunge la condamnarea asta. Și mergând pe Via Crucis, ceea ce este un traseu creat de franciscani în secolul XVI, Ierusalimul a fost ras de pe fața pământului de autoritățile romane prin 130 după ultima răscoală a lui Simon Bar Kochba. În timpul lui Adrian au distrus orașul și au refăcut orașul roman Colonia Augusta. Și așa a rămas până târziu Corect. în perioada evului mediu, așadar e aproape imposibil să mai refaci geografia vechiului Ierusalim. Puteți să aflați mai multe detalii. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună carte în limba română, tradusă evident. Simon Sebag Montefiore, Ierusalim: biografia unui oraș. Și aici ți se prezintă, te rog, ți se prezintă istoria Ierusalimului de la cele mai vechi informații semi legendare. Foarte interesant că arheologii n-au găsit dovezi de locuire în perioada istorică a regiului David. Deci pentru David, care ar fi în jurul anului 1000 înainte de Hristos, dom'le, nu-i nimic concret acolo. Luați în calcul că poate nu era la Ierusalim. Dar trecăm peste asta. Se întâlnește cu Veronica. Așa este trecută în tradiția creștină. Cea care văzându-l a sudat și curgându-i sânge pe față că îi puseseră cununa de spini pe frunte, Ia un ștergar și îi șterge fața. Moment în care, fiind asudat și având sânge pe față, chipul lui se imprimă pe acest ștergar. Ăsta ar fi una dintre variantele tradiției pentru prima și, de fapt, veridica reprezentare a chipului lui Isus. Apoi se presupune că Abgar, un rege al Edesei, Edesa vine în Siria de astăzi, îi cere Sfântului Evanghelist Luca, medicul, care era și pictor, să-i trimită o primă icoană, o primă reprezentare a chipului lui Isus. Și asta ar fi fost prototipul icoanei. Există în lumea bizantină și tradiția icoanei nefăcută de mână a lui Isus, că este o icoană coborâtă din cer cu imaginea Mântuitorului. Treptat, însă, ele se supun unor serii de canoane. Canoane care vin mai degrabă din tradiție, am spus-o și este valabil și în cazul creștinismului, am spus-o la islam. Că islamul se bazează pe Coran, care este sfânta lor scriptură, și pe hadit care este tradiția. Tradiția fiind nescrisă în primă fază. La fel este și în creștinism. Parte dintre informațiile cultului creștin, chiar și sărbători, nu sunt luate din Biblie. Adormirea Maicii Domnului, de exemplu, după 15 august, nu scrie nicăieri în Biblie ce s-a întâmplat cu Maica Domnului după înălțare. Că Maica Domnului îi supraviețuiește lui Isus, respectiv trăiește dincolo de înviere. Că supraviețuiește până când învie Isus, că altfel nu mai e cazul. Lucrul asta vine din tradiție. Tot din tradiție ne vin pe diferite surse și informațiile despre cum ar fi arătat. Fiecare dintre personajele istoriei Sfinte. Personajele istoriei Sfinte fiind trecute ca atare, în zona artei bisericești care începe să se dezvolte, fulminant se dezvoltă, odată cu secolul 4. când presupunem 313. Se pare că există documentul. Împăratul Constantin cel Mare de edictul de la Mediolanul, libertate de cult. Creștinismul nu e atunci în religie de stat. El este doar religio licita, este religie legală, are voie să manifeste, dar Constantin cel Mare acordă sprijinul și apoi, în extrema cealaltă a secolului 380, împăratul Teodosie I cel Mare spune că creștinismul este religia de stat, adică altele n-au voie să mai fie. Secolul ăsta, secolul 4, este secolul în care explodează la propriu teolo scrierile teologice, arta creștină, arhitectura creștină, inclusiv pictura. Și ca în orice situație, când ai deodată o producție foarte amplă, la un moment dat încep să apară și abateri, drept urmare oamenii încearcă să normatizeze lucrurile. Băi, Când. nu puteți să reprezentați așa oricum, că la un moment dat o să mai înțelegem despre cine e vorba. Hai să creăm o serie de reguli. Cum ni se spun relatările? Mă, era brunet, era bătrân, era tânăr, avea barbă lungă, n-avea barbă. Înalt, scund au apărut ceea ce se numesc de-a lungul secolelor Erminiile Bizantine. Erminia? Erminie da, se numește. Da. Dionisie din Furma este considerat normatorul Erminia Bizantină. Sunt manualele de reguli care sunt folosite până astăzi în pictura bisericească. Într-o biserică, chiar dacă poți să ai mai multe curente artistice, că noi dacă intrăm în bisericile Bucureștiului putem să găsim pictura bizantină care este stilizată, este spiritualizată de fapt. Aia nu par neapărat oameni. Înțelegi că e un om, dar nu-ți redă realitatea, pentru că acolo se subliniază de fapt, caracterul spiritual. Asta este factura bizantină. Sau putem să intrăm în biserici pictate majoritar în secolul XIX, unde ai aceeași scenă, dar reprezentată în tehnica neorenașcentistă, adică aproape de o fotografie, când e da. trăsătura în da. in vivo. Ambele norme se duc însă după această regulă, că... Veșmântul supra de exemplu este culoarea cutare. Veșmântul de dedesubt este culoarea cutare și fiecare culoare. Astea sunt trecute concret. Da. Și fiecare culoare are simbolismul ei e roșu pentru că. La Isus este de exemplu asta schimbă ăla simbolic că i-au dat jos cămașa și i-au pus clamidă roșie. Clamidă roșie, respe respectiv patima. În timp ce la înviere iese din nou un veșmânt alb, albul fiind eminamente simbolul învierii un la și fel, astea avem... ajungeau și pe, teri... pe teritoriul pe teritoriu țării noastre, pe teritoriul actual, la pentru un că toate erau la fel. Da. Ajung și pe teritoriul țării noastre. Întotdeauna m am întrebat, domne, cum un pârvu sau, sau nu știu, mult mai jos decât ei care pictorii de biserici, da, cum făceau că toți sfinții petru arată la fel. Tocmai, pentru că există niște norme. Bun. Băi, nu-l faci tu chel de capul tău Dacă-i chel, îți scriem, Scrie noi acolo. Că îți scriem noi că chel. Clar, aici e chel La barbă la fel Unul are barbă rotată Altul are barba barbă scuțită zic. Nu pui tu de la tine, nu dai în ele Sau cum am vorbit la Bizanț, mi se pare Sfântul Spiridon al trimitundei, M-am încurcat în podcastul cu Islamul Și îmi cer scuze pe tema asta Am spus că Sfântul Spiridon i-a dat carabaluarie la Sinodul I Nu, Sfântul Nicolae, moș Crăciun I-a dat caraba, Sfântul Spiridon a făcut minunea cu cărămida. Dar la Sfântul Spiridon ai regula că îl prezinți cu tichiuța aia de paie, de nuiele împletite. Adică fiecare are anumite semnalmente, după cum ni s-a transmis prin tradiție că arătau. Oamenii Nu mai contează astăzi dacă într-adevăr arătau așa sau, sau asta dacă este impresia. Din punctul de vedere al artei, este un lucru genial pentru că asta te ajută să identifici, odată ce ai o familiaritate cu arta bisericească, reprezentări din Sevilla până în Moscova. Coric. Înțelegi la cine te uiți. Da. La fel, chenarul anumitor scene, adică faptul că uitați, în uh, tablou acesta, este evident tablou din seria Renașterii, avem scena Noli Metangere. Nu mă atinge, nu pune <coughs> mâna pe mine, că încă nu m-am la tatăl. Este Iisus înviat cu corpul îndumnezeit care nu mai are proprietățile corpului fizic pe care îl deținem toți, dar păstrând încă, dacă ne uităm atent, se vede pe coasta dreaptă urma suliței cu care fusese împuns de către centurion ca să vadă dacă într-adevăr a murit sau nu. Lucrurile astea se respectă de către toți artiștii bisericii și în felul ăsta ai un normativ. Mai ales în perioada veche, lucrul ăsta era extrem de important, că având peste 90% din populația analfabeți. ei nu știau să citească și dacă nu vedeau clar da. despre ce e vorba, puteau să o ia foarte ușor pe câmpii. Așadar, asta este discuția despre pictura de factură bizantină sau de factură romano-catolică, pentru că și catolici au ținut. Deci tu spune că veneau niște misionari, că să spunem în fundul Moldovei de astăzi, unde sunt mănăstirile, ok, mănăstirile sunt secol... 16-17 Cele mai sau... vechi încă în picioare din țara românească și Moldova sunt undeva secol 13, secol 14 și bineînțeles când spune secol 13, secol 14 nu înseamnă că aia a rămas neschimbată de atunci. Clar. Ai mărturia că acolo a fost biserică până în secolul 13, Correct. secolul 14. Pictura fiind eminamente o artă perisabilă prin comparație cu arhitectura cu altele, nu sunt foarte ușor de păstrat din perioada aceea. Se păstrează cine știe cum o asemenea pictură. Nu știu să spun în momentul de față, mi-a scăpat aspectul ăsta, care ar fi cea mai veche pictură bisericească din țările române. Dar cum la Bizanț se păstrează mozaicuri din secolul 6 care găsesc corelări perfecte cu ceea ce s-ar picta astăzi. Băieții ăștia nu ne pot ajuta, nu? Ba, probabil că s-ar putea cu ceea ce găsim astăzi într-o biserică ortodoxă, este clar că irminiile erau în vigoare încă de atunci. Deci de peste 1500 de ani, în lumea creștină, se pictează după anumite norme. Tradiționalismul sau conservatorismul, cum doriți, de care este acuzată biserica până astăzi, a avut totuși avantajul că într-un mileniu și jumătate, dacă nu mai bine, a păstrat uniform învățăturile bisericești. Consecvența asta a bisericii în a repeta aceeași profesiune de credință, aceeași slujbă, aceeași artă, aceeași muzică. Pentru că, iarăși, muzica bisericească, așa cum o auzim noi, nu-i foarte departe de ceea ce auzeau unii acum o mie de ani. E schimbată, dar nu în esență. Am înțeles. Aici sunt mai multe păreri. Normal, biserica în care se află cea mai veche pictură bizantină din vestul țării este pe iconostasul bisericii din Ribița este pictat cel mai frumos pantocrator din, pantocrator din pictura medievală românească. În partea asta al s-a găsit și inclus cea mai veche șarpantă datată din România, acum veche de 700 de ani. Deci nu este Bun, ceva... Dar totuși, cu siguranță, putem să spunem că uh, unele dintre ctitoriile lui Ștefan cel Mare păstrează pictura clar, originală. Deci clar. o pictură de 600 de ani. Eu notez pur și simplu, din punct de vedere istoric și atât, o inconcordanță, o bulangeală, dacă vreți, în discurs suntem foarte mândri când se păstrează vreun artefact istoric de nu știu cât timp, dacă biserica ține și încă vie anumite obiceiuri, zice, bă, popii ăștia nu se mai modernizează, bă, și ei vreodată, nu, tot cu vechiturile alea. Dublu discurs, prieteni. Hai să o lăsăm naibii de treabă. Adică fiți conștienți de lucrul ăsta. Când e istorie, uhu, perfect, au păstrat-o. Biserica, du-te mă cu vechiții ăștia ai tăi. Nu-i frumos treaba asta. Adică, dacă vrem să fim pe precizie istorică, hai să fim pe precizie istorică. Dacă vrem să fim anti hai să ne găsim alte motive. Să fim anti nu că e învechită. Înțeleg ce vrei să spui, da. Biserica își conservă niște lucruri și e foarte bine că le face. Dar, revenind, că eu nu vreau să fiu luat aici drept avocatul nimănui. Asta e o treabă clară care se observă. Bun. Spuneam la un moment dat, înainte să începem relatarea, că totuși ar fi bine să facem și un rezumat. Exact, chiar voiam să te rog. Eu am zis să nu fiu flașnetă, pentru că anul trecut am făcut o conferință trepte către Paști, în care am povestit pe larg narațiunile și tradițiile asociate tuturor evenimentelor menționate până la înviere, așadar postul mare, săptămâna mare a Paștului care este separată din post și patimile Domnului propriu zis, am spus că nu mai este necesar, dar foarte bună menționarea ta, că nu strică totul Nu strică să aflăm. totul și știi de ce te rog treaba asta? Pentru că noi cei de la 50 de ani am aflat lucrurile astea într-o perioadă în care nu se puteau afla. 90% dintre noi de la bunici. Părinții Corect. nu prea puteau și nu, nu simțeau deschiderea de a spune unui copil la 10-12 ani. Și atunci lucrurile ori sunt anapoda așezate, ori poate nu reprezintă adevărul succesiunea. E adevărat că noi în slujba de la biserică, citirile din Evanghelii le aflăm disparat, iar evangheliștii nu au relatări identice. Fiecare narează din punctul lui, lui de, de vedere. Relatarea generală este subsumarea celor patru Evanghelii într-un singur corp. Eu le recomand celor care vreau, vor să afle mai multe și bun. sunt la început, a murit de câțiva ani domnul. E o mare pierdere și a fost mult mai puțin cunoscut decât merita este vorba de domnul Răzvan Codrescu, știu că o să mi se spună că avea anumite simpatii, ca și în cazul mai multor autori pe care i-am citat, eu mă refer strict la precizia lui ca autor. Există lucrarea Chit Pascal, unde în, până într-o sută de pagini ne sunt explicate toate evenimentele cuprinse în, în cultul bisericesc pentru această perioadă, toate tradițiile care le sunt asociate atât cele biblice cât și cele populare. Că dacă o să căutați în Biblie, nu o să găsiți ouăle roșii, drobu sau cozonac cu pănicăieri. Mielul Bol. găsiți, mielul e în Vechiul Testament. Bol. Dar restul sunt introduse ulterior. Din punct de vedere al tradiției biblice cumulate cu uh, cultul creștin, să zicem că începem din uh, Duminica Floriilor. Perfect. Duminica Floriilor, adică intrarea lui Isus în Ierusalim. De asta am spus de la bun început că asta mare parte din istoria biblică nu e legată de Ierusalim. Ierusalim este locul desfășurării evenimentelor celor mai importante, dar restul activității lui Isus se desfășoară majoritar în afara Ierusalimului. Isus însă intră în Ierusalim într-o în... duminică, în duminica florilor. Presupune că la vârsta de 33 de ani, deci după cronologia pe care o avem noi până acum, suntem în anul 33 după Hristos. Perfect. 33 sau 33? Duminica florilor este fix o săptămână înainte de de Paști. De Paști. de duminica Paștelui, de altfel, da. Reținem și aspectul ăsta. În general, ziua bisericească începe de seara. Vecernia, slujba de seară, marchează începutul liturgic al noii zile. Bun. Ziua începe de la apusul soarelui și merge până la următorul apus de soare. Nu începe cum o începem noi, noi astăzi de la 12 noapte. Cadrul istoric pe scurt este următorul. La Roma încă domnește Tiberius este succesorul lui Octavianus Augustus, este un împărat care în a doua parte a vieții cred că a devenit depresiv și foarte bănuitor, este cel care s-a retras în insula Capri, în largul coastălui Neapolelui și un, un, om care instituie oare oarecare regim de teroare, în sensul că fiind foarte susceptibil la comploturi, e oricând gata să plece urechea la, la o la Bun. Inscripția pe care m-a adus-o, dacă ne uităm atent, vedem că în rândul 2 se vede limpede cuvântul Pilatus. Corect. Este o inscripție din Palestina care atestă existența omului menționat și în crez. A fost foarte simpatic un băiat cu care făceam uh, pregătire la religie și care a spus să a pentru noi în zilele lui Ion Pilat. Nu, pot aproape. Să cred, credeți? aproape. E ok. La da. română ți-ai făcut tema. Da. Acum hai să învățăm de Ponțiu Pilat, de guvernatorul, uh, procuratorul mai exact, iudeii, dar din perioada lui Isus. Este persoan, personaj istoric. Da. Nu e o fabulație, nu este o invenție. El există. Deci este era un reprezentant pre... al administrației da? romane. Ponțiu ne trimite la cuvântul Pont. Provincia romană Pontus este nord-estul Turciei actuale, zona Trabzon da. De astăzi, deci de acolo vine omul, este în grațiile administrației imperiale și vine ca procurator. Iudeea este în acel moment în tranziție. Nu mai este stat independent, dar nici provincie romană propriu-zisă încă nu e. E la mijloc, ca cum am fost noi sub turci. O okay. comparație imperfectă, dar doar ca să înțelegem. Bun. Și atunci, Există niște guvernatori romani, dar asta face instrucția. Bă, vedeți că e acolo, încă nu-ți romanizați, au obiceiurile lor. Vezi că mai ales ăștia sunt fierți pe imagini cioplite. Nu prezenta chipul cezarului, nu aduce zi, că imediat să răscoală și iar cheltuim grămadă de soldați și de bani ca să-i liniștim pe oameni. Ăsta este cel care guvernează acum. Recomand ca perspectivă literară, e probabil romanul unde este înfățișat cel mai mișcător, Maestru și Margareta lui Bulgakov. Acolo avem inserate cadre cronologice cu Ponțiu Pilat. Bun. Bun? Iar Pilat este e un om corupt. Asta ni se spune și în Evanghelii, și în relatările istorice, că este un guvernator venal în Palestina. Și foarte interesant că avem un eco al politicului în Evanghelii. În momentul în care Pilat se zbârlește în pretoriu, când evreii strigă dacă le liberezi, nu ești prieten al cezarului, adică al împăratului, pentru că el s-a făcut pe sine împărat. Tu ești Mesia? Da, eu sunt și veți vedea pe Dumnezeu. Aici este o, o nepricepere a evreilor. Avem cărturarii și farisei din Ierusalim și din toată Iudea, care prin Mesia ei înțeleg pe unul care o să restaureze regatul lui David. Deci este cineva politic, e cineva concret. Iisus spune ulterior împărăția mea, nu e din lumea asta. Eu sunt împărat, dar sunt împărat al timpurilor. Da. Nu a ceva de aici. Evrei a, în cazul ăsta, scuzați expresia asociată, dar hai sictir. Că pe noi ne interesează pe cineva care să ne scape de romani și folosesc afirmația asta ca să îl condamne pe Isus, amenințându-l de fapt pe Pilat cu o delațiune că o să dea cu subsemnatul la Tiberiu care abia așteaptă să primească, fii atent că ăsta întreține uzurpatori că e unul aici care s-a desîmpărat și nu l-a condamnat dacă nu l răstignești nu ești prieten al cezarului asta îi se spune lui Pilat omul este e amenințat că o să fie turnat la, la sediu da. Momentul în care Pilat ce, bă, prea am pun pielea în sara mură, Pilat este genul de caracter care fiind corupt de atâta timp, fiind mânjit, nu se prea poate pune în sprijinul moralei până la capăt. Pilat deși și e are un moment dintre ăsta de om dur, de om care în general s-a dedat la rele, dar care vede într adevăr un om bun și zice: "Bă, dar ce am eu de împărțit cu ăsta?" și ceau scuzați expresia când venea un cuvânt urât, ce-au ăștia cu el Da. că nicio vină nu-i găsesc omului ăsta moment în care băieții zic a ok, nici nu vrei să ne faci pe plat plac, vezi că ciripim mai sus da. și în momentul ăla Pilat ia simbolic vasul cu apă, se spală pe mâini ceea ce înseamnă bă de gura voastră da. îl trimit la moarte nu că aș vrea eu și eu nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia Asta se întâmplă joi în Joia Mare, denia celor 12 evanghelii în care ni se relatează procesul lui Isus. Așa se numește. Isus este răpit noaptea din grădina Ghețiman, unde s-a rogat ultima oară, este momentul sărutului lui Iuda. Da, de unde și expresia. E după cina cea de taină. Da. Bun. Abusese. E spălarea picioarelor. Da, Are în momentul în care picioar, se arată umilința că cei din urmă vor, vor fi cei din tâi, corect. niciodată să nu cereți voi să vă cinstească alții, lăsați pe alții să vă cinstească prin faptele voastre nu pretindeți voi onorurile astea. De aici se păstrează și tradiția papală de a spăra picioarele. Și nu doar papală, și Patriarhul Ierusalimului face același lucru. Bun. Și în tradiția veche românească și mitropoliții țării românești făceau lucrul ăsta. În joia mare se încingeau cu ștergar și spălau picioarele la 12 preoți. Bun, urmează cina cea de taină, urmează trădarea sărutului Iuda, grădina Ghețimani, nu? În grădina Ghețimani, acolo vin slujitorii arhiereilor. Arhiereii sunt mari preoți, cei care s-au substituit autorității politice. Dinastia Irodiană a fost ușor ușor extirpată. Mai avem un rege Iroda, Iroda Gripa I, dar autoritatea lui nu mai este similară cu cea a lui Irod cel Mare. El deja este mai mult o figură marionetă. Care ucide pruncii? 30 Irod, cel prun... mare. Irod cel Mare. Bun. Și din timpul nașterii lui Isus, da, speriat. ăsta e ăsta nepotul lui. Bun. Și atunci Isus e dus și la Irod. Dar ca dovadă când întâi e dus la preoți pentru că deja ăștia dețineau întâietatea. Sunt Perfect. clanurile marilor familii preoțești și tocmai bine da. este imaginea. Avem, Faimoși prin filme. Avem partidele politico-religioase evreiești. Îi avem în primul rând pe marii preoți, cei care exercită autoritatea. Ana și Caiafa, rămâne expresia limba da. română, te plimb de la Ana la Caiafa. Ăștia îl plimbă între ei, ne găsim niciunul exact unde să pună punctul pe ei și hai mă, poate să o prindă tata-socru, că ei, ei sunt socru și ginere. Ana este Așa. socrul lui Craia, Caiafa. Caiafa. Exact asta ni se spune la un moment dat și, uh, și într-o scriere evrească. Ei sunt mari preoți, fiilor vistiernici, ginerilor sunt supraveghetorii templului, iar robii lor bat poporul cu bastoanele. E nepotism pe față. Ăștia da. sunt clan, Da. își păstrează puterea, pe ei Isus îi deranjează în primul rând că le strică șmecheria. Că Isus vine și spune, bă, de acum colo toți suntem fii lui Dumnezeu, toți suntem egali, terminați cu comerțul în templu. Bă, ne și la finanțe acum, dar pe bune dar ești, ești cu, ești cu, cu capul. Mă. Asta e motivul pentru care ei vor să scape de el. Bă, ăsta începe să ridice adepți ca mulți și ne încurcă treburile. Ne treburile, bun. Deci ei, suntem totuși, în noaptea în care trebuie să facă balet, mă scuz da, 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 trebuie să, să, facă balet între popor și autoritatea romană. Autoritatea romană nu o să-ți permită dovadă că reacția lui Pilat, bă, ce mă tot frecați, băi, că nu vă deranjează pe voi, ăsta e supus împăratului roman. Pe împăratul roman nu l-a deranjat cu ceva, ce da, face el vă aici? Nu, în primă fază e de ce ciripiți. Am Iisus înțeles. are momentul ăla, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Există o a doua sectă, pe lângă Marii Preu, marii sunt un grup în sine. O sectă extremă, în schimb, sunt zeloții. Cei care doresc eliberarea politică a lui Israel. Ăștia, astea care îl așteaptă pe Mesia, în persoană de conducător militar, direct. Corect. Zeloții spun: Israelul nu se supune decât lui Dumnezeu. O forțăm dacă ce că sunt un fel de revoluționari? Nu, nu forțăm deloc. Bun. Exact, așa sunt. Sunt oamenii care Israelul e condus de Dumnezeu și n are nevoie de nimeni pe aici, afară, afară cu romanii din țară. Bun. Restul lumii cu capul pe cap, băi, tâmpiților ăștia se întind în Britania până în coace. Sunt superputerea lumii prea de astăzi. Mare, exact. Dacă îi supărăm un pic, ne calcă pe cap la propriu. Term... Nu există Dumnezeu e de partea noastră, noi ne răsculăm. Sunt discuțiile alea aprinse din filmul lui Zefirelli. Între tot Ei felul refuză, de... de fapt, să plătească tribut. Nu-i datorând supunere. Și Isus îi calmează. Creștinismul asta a spus întotdeauna: că timp autoritatea de stat nu intră peste ceea ce credeți voi în forul interior, aveți datoria să fiți buni cetățeni. Dați Cezarului ce al Cezarului banul cu chipul lui, ia lui și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Tocmai, Isus propovăduiește, terminați cu manevrele politice. Vedeți-vă de altă treabă supuneți-vă ceea ce stă, puterii care stăpânește lumea în momentul ăsta. Nu căutați Clar. violențe, pentru că nu veți răzbi. Oricum e în mâna lui Dumnezeu, de fapt este în mâna cursului istoric, asta vrea să spună. Când o putere e la apogeu, orice o împotriva așa. ei nu prea folosește. Corect. Da? Fă ceea ce ai tu de făcut acum. În felul ăsta îi domolește, în discurs, bineînțeles că ziloții și vor vedea de treabă, se vor răscula mai încolo în anul 66 în Marea Răscoală și asta va duce la distrugerea Ierusalimului. Marii preoți sunt o extremă, zeloții și mai ales sicarii, din care se numără Iuda. Iuda Iscarioteanu, Iscariot, e pumnal. Este purtător de sica, de sabie scurtă, nu e aia dacilor, să nu fiu înțeles greșit, pentru că ăștia sunt varianta biblică de asasini Asasinul nu umblă cu Ditai Paloșu pe stradă să-l vadă omul El poartă băgat sub manta un pumnal, a trecut pe lângă tine pe stradă Hap-hap, Și și-a văzut de drum Pentru că există până astăzi în uh, Învățăturile iudaice, în anumite secte Că cine mărturisește greșit În afara credinței, oricare drept Credincios este dator să-l ucidă Adică să nu existe Digresiuni și linia asta dură o urmează. Între cele două extreme, mari, preos care încearcă din răzputeri să-și conserve autoritatea politică, și zeloții care contestă orice autoritate politică, mai avem câteva partide. Cei mai numeroși și cei mai influenți, partidul majoritar, sunt fariseii, cei care au ajuns cumva sinonim pentru ipocrizie, dar... pentru oia care țin litera, dar fără să înțeleagă ce vrea să reprezinte. Ești un fariseu. Da, Asta liter, să nu faci nimic sâmbătă. Bă, da, da, până la un punct. Ideea e să nu faci nimic exact cum avem astăzi. Aici este părerea mea strict personală. Să nu speli în zi de sâmbătă. Bă, spală mașina, las-o Dumnezeului de treabă. Ție-ți să spune, de fapt, nu te apuca de lucruri de făcut, pentru că e și o zi în care să stai împreună cu ai tăi. Dedică-ți timpul relaționării cu ceilalți. Da. Farisei sunt aia care merg, merg ad literam, ceea ce este cretin, asta vorbeam un pic mai devreme înainte să începem emisiunea, vis-a-vis -vis de cei care spun că toată Scriptura se interpretează ad literam. Perfect. Cartea facerii. Ziua 1 și a fost seara și a fost dimineața. Da, înseamnă că a apus și a răsărit soarele. Serios, prieteni, ăla ai făcut în ziua 4. În ziua 4 se spune că a zis Dumnezeu să fie luminător pe tăria cerului. Până atunci ce cum -a e? Făcut în primele cum e seara zile. și cum e dimineața Dovada palpabilă nu o luat Îți spune un fapt acolo, dar nu e faptul propriu-zis. A zis Dumnezeu să fie lumină, clic. Ce asta? Deci nu despre asta e vorba, dar ăștia sunt farisei. ei sunt cei mai popular pentru că au cea mai mare deschidere către populație, sunt foarte buni predicatori. Ei sunt cei care susțin învierea morților, sunt cu sistemul de credințe cel mai mobil. La rândul lor, au mai multe partide în interior și rămâne uh, e, simbolic discursul pe care evangelistul Luca în a doua scriere a lui în faptele apostolilor care continuă narațiunea biblică de după înălțarea lui Isus, ne spune discursul lui Gamaliel, care este fariseu. Discursul lui Gamaliel rămâne până astăzi paradigmă de toleranță. Bun, cum prezintă Luca evenimentele, cel mai probabil discursul e de la el. Pentru că Gamaliel vorbește de niște evenimente care s-au petrecut la 10 ani după, după, el. Dar în sine discursul numai aici iar e o, e o chichiță. Cine spune, domne, nu istoric, deci e istoric, de ce fals? Nu, prietene. E an istoric în sensul că nu respectă contextul. Dar adevărurile alea pe care el le enunță, alea sunt adevăruri universale, alea nu se supun vreunui curs al istoriei. Nu mă interesează că nu l-a plasat corect în timp. Tot e corect ce a spus. El îți spune la un moment dat fariseilor, porniți în prigoana bisericii creștine, nu vă ridicați împotriva lor. Căci dacă ceea ce spun ei este de la oameni, lucrurile astea vor trece fără să vă luptați voi. Eu parafrazez, da, bineînțeles. Da, 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 Falsul, indiferent câtă popularitate are la un moment dat, improvizația, ceva ce nu e autentic, dispare de la sine. Mari autori popular la un moment dat că au prins o modă și erau hiper citiți și la o generație după cine a fost ăsta, mă? Autorii autentici, patrimoniu, literaturii universale, înțelepciuni universale au trecut secole de când au scris și sunt în continuare cunoscuți. Asta înseamnă autentic. Prezintă, în schimb, varianta inversă. Și ca nu cumva, ceea ce spun ei să fie de la Dumnezeu și voi să vă aflați luptători împotriva lui Dumnezeu. Bă, prietene, nu mai fiți convins că tu ai dreptate, că s-ar putea să te pui contra a ceea ce este adevărul gol-goluț. Și în moment, dă-ți voie să ai segmentul ăla de dubitație. Bă, eu sunt convins de lucrurile astea, dar sunt eu așa ferm, pe, sigur pe ține că ceea ce știu eu este întregul adevăr. adevăr. În principiu, ăsta este de fapt cel mai clar simptom de prostie. În momentul în care ești ferm convins că ceea ce știi tu ăla este tot adevărul, felicitări, prieteni, atunci ești cretin să dea. Lasă-ți tot timpul segmentul ăla de, de semnul întrebării. Băta da, chiar, chiar așa ăsta. o fi? Și acceptă și încă o chestiune. Ceea ce crezi tu este foarte bine pentru tine și nu este obligatoriu pentru cei din prejurul tău. Și când ești membru aceleiași confesiune, aceleași credințe, vei avea anumite manifestări care diferă. Nu fi ferm convins că ceea ce faci tu este adevărul universal, pentru că în general nu e. Corect. Asta vis-a-vis -vis de toleranță. Și mai avem pe saduchei. Saducheii sunt formaliști, dar ei sunt mult mai restricți. Ăștia sunt conservatorii. Conservatorii înțelegi în sensul de retrograzi. Aia care nu acceptă, de fapt, nicio noire. Nu, domne, astea da. sunt, de asta nu trecem. Păi, că unilor, e corect și ce spunem? Nu. nu e, nu există. Corect. Nu, sau stai să vorbesc corect. Nu se există. Nu se există. Cam asta e uh, amestecătura Coloratura. De, de partide acel istorice, moment. Da? Care își dau toți mâna pentru că Isus îi cam încurcă pe toți. Pe zeloții îi încurcă pentru că nu îi susține în rebeliunea lor totală, pe saduchei încurcă pentru că vine cu ceva nou, saduchei nu cred în învierea morților și în viața de după. Ce ne tu mă pe noi că vor învia morții, că împărăția lumii, noi avem treabă cu ce aici. Pe marii preoții îi încurcă pentru că le mută poporul de sub ascultare. Păi ce faci mă, de lași fără fani? Iar pe farisei îi încurcă în primul rând pentru că le demască ipocrizia. Și spune, băi, deșteptule, păi tu vrei să-mi spui că ziua sâmbetei dacă spică bou în fântână, animalul de povară, nu te duci să-l scoți? Că tu n-ai voie -ai să lucrezi, să lucrezi în ziua sâmbetei? Sau dacă ți-e foame, nu bagi în gură să mănânci ca să ce? E ca faimosul bancul medicul din România. Vă, domnule, vă operez vineri seara, că sâmbăta nu cos. Păi ziceți și, zice, și sâmbăta, păi sâmbăta nu cos. Iar formalismul ăsta mai ține de iar o să explic în termeni simpliști, nu vreau să-mi fiu înțeles greșit, eu nu reduc religia la ceea ce spun eu, o spun exact pe dictonul pe care îl moștenești tu de la domnul... Țuțu Condurățeanu, pe înțelesul pietonului de, de pe, pe zebră. zebră, corect, și asta e cel mai important. E bine în general să încercăm în ale credinței să evităm contabilitatea cu Dumnezeu, am bifat corect aia, da, 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 am bifat da, da. corect aia. Da. Nu contează că o fac pur formal și că în afară de ce scrie la lege mă port mizerabil în alte aspecte. Exact cum zicem noi, că jurăm un an de zile și păi ținem post o lună. Există în Idiotul de Dostoevski Dostoev Dostoev un citat, îl parafrazez, ești crud, domnule. Ai dreptate în ceea ce spui, dar ești crud în, în cum o spui. Același adevăr putea să fie spus și într-o formă mai delicată. Da, mai moale. Mai Putea fi făcut să fie înțeles, nu să fie bătut omul peste față cu adevărul ăla. n dreptate! Băi, uite, eu cred că e și așa. Iar oamenii care au extins creștinismul la nivel mondial, mari predicatori, mari scriitori creștini, în general când aveau contact cu cultele păgâne, cu alte religii, ascultau învățăturile și spuneau, așa este, cum spuneți voi, dar geniul lui Pavel în Atena. Pavel vede în Atena... Altarul Dumnezeului necunoscut, și vedeți că la voi exista ideea asta, voi știați că mai e ceva, doar că n a știut să-i spuneți. Și cum la fel preiau de-a lungul timpului părinții bisericii să-i spun, uite, Platon și Aristotel, fiți atenți, v-au învățat aceeași morală, intaur n a știut să spună de unde vine. Dar Bun. dacă vă uitați pe morală, fă binele, înțelegeți aproapele, iartă cu tare sunt același lucru. Da, avem până astăzi Biserica cu Sfinți din București, de exemplu, unde sunt 10 filozofi ai antichității greco-romane, precreștini, pictați în pridvor, numiți creștini dinainte de Evanghelie. Pentru că ei, din gândirea lor morală, învățau aceleași adevăruri pe care le-a primit și creștinismul. Despre asta este vorba. În general, când vorbim de toleranță și de a înțelege lucrurile acestea. Acum trecând. Deci asta este ceea ce ignoră puternicii evrei ai vremii. Am făcut Bun. o mică paranteză de jumătate de oră și revenim la da. cele trei minute pe care trebuia să le dăm da. perioadei până. Deci suntem cu semnul de carte la trădarea din grădina Ghețemani. Iuda îl sărută cu o sărutare vinzi. Acolo de ce le spune romanilor că cel pe care îl vor săruta ei nu știau? Nimeni nu-l știa exact. Că nu suntem într-o perioadă în care există Facebook Instagram. care e mă ăla? Auzise Aha. doar că există cineva și că un... începuse deja să se propage o... o... Iarăși. Noi suntem obișnuiți cu realitatea de astăzi. Celebritatea... Ia mă care e ăla. Aha. La momentul ăla, în schimb, doar auzei. Ei erau la... Asta vreau să zic, este la de unu, Zvon. Este unul Isus din Nazaret... Care zice că e regele așa Bă, și că care a venit aici Bă. să ne ierte. Bun. Și plus că avem un dublu discurs. Isus este popular, dar nu-i vreun sectar. El propovăduiește niște adevăruri universale. Bun. Și atunci băieții e... care vor să-l dea prins, se duc la romani și zic bă vezi că e unul bulangiu acolo care tot vorbește de nașpa de voi. Ia arătați-mi-l mă care e printr-un semn, prin da. ceva, printr-o confirmare. De ce? Că dacă dădeau în vală cu armele și masacrau pe toți riscau dita mai răscoala. Ai abia așteptau zeloți. Bun. erau perfect. și atunci, bă... și atunci Iuda spune domnule cel pe care îl voi săruta, îl voi pupa, ăla, ăla e. e. Isus îi răspunde perfect asumat. Eu spusese de la cina de, cea de taină cu gluma celebră. Unu... Uh, unul dintre voi mă va vinde. Sunt eu Iisuse, Sunt uite. Așa, Curent. îl vădise. Ce ai arătat de fapt? Eu știu ce o să faci. Eu accept lucrul ăsta. Da, asta iar e un semn de întrebare. domnule. dacă știai că vei fi așa și că era foarte probabil să se ajungă la crucificare. Aici a, e o discuție care din punctul meu de vedere pentru credință este inutilă. Domne, n-a fost, că nu există, că nu e scris, că actul în sine ce-ți spune? Forma maximă a iubirii. N-am nicio datorie să fac ceea ce urmează să fac. Nici nu sunt luat în surprindere și mă supun pur și simplu a ceea ce nu mai pot să lu... Știu că se va întâmpla, din adins nu iau măsuri împotriva ei, pentru a-ți areta până unde pot, pot să, să duc să... eu cu partea cu iubirea. Perfect. Văi, de dragul tău accept să mă de dai pe că... Da, despre asta e vorba. De notat un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult. Există mai mulți astăzi care spun să întorci și celălalt oba. Ce prostie! Dacă cineva se poartă urât cu tine, să-l mai lași o dată? Da, doar o dată, că ai doar doi obraji. N-ai zece, nu întorci de șapte ori. După al doilea obraz, da, un pumn în gură nu vrei? Vis-a-vis -vis da. de purtatul. Dar mai dă o șansă. Acceptă oricui... Că există posibilitatea să fi greșit. Lasă de la tine. Ăsta e, de fapt, mesajul. Discuțiile academic, da, sunt interesante. Bă, a fost, n-a fost, avem dovadă, nu avem dovadă. Dar, ca putere de simbol, tot discursul ăsta, că, domne, n-avea cum, că la vremea aia nu se îmbrăcau așa, nu purtau aia, e una anacron. Prieten, n-ai prins ideea. Da, nu... nu stăm să analizăm. E celebru meme care merge uh, iubi, uh, să, să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Principala poruncă a Noului Testament, Noul Testament nu are niciun formă de negație, de să nu, să nu. Cum da. o spune Vechiul, principala lege a Noului Testament este legea iubirii. Să vă Coibiți iubiți unii pe alții precum cum eu v-am iubit pe, pe voi. voi. Dar și pe ăla care chiar și pe tâmpiții care nu înțeleg ce am spus eu un pic mai devreme. <laughs> Că despre asta e vorba. <laughs> Bă, dacă am spus toți. Toți, mă! N-are rău să mai... Perfect. Cam așa vine treaba și în uh, uh, postura... Nu vreau să înțeleagă nimeni că eu încerc să-i discreditez pe cei care cu drepte mei au făcut analize istorice serioase și au zis domnule, aia nu e așa. Foarte bine. Dar la nivelul puterii exemplului, afirmațiile alea rămân universal valabile. Corect. Lucrul ăsta putem să... Cu, cu ăsta putem să rezonăm toți. Domnule, ce bine ar fi... Dacă ar exista într-adevăr oameni care ar pune tot timpul: Bă, eu sunt convins de 50 de ani de adevărurile mele, dar tu ai venit cu ceva și mai dat de gândit, prietene. E cel mai corect răspuns cu putință. Da. Bă, nu mi e clar ce ai spus tu. Văd, mai pritocesc, mai citesc, da, mai analizez. Mai... Nu din... -are, bă. are bă că ce, că nu ți ți-e familiar, nu? Mai stai un pic și gândește-te. Da. Respectiv și când ești ferm convins că pentru tine nu e real. Acceptă că pentru altul realitatea ta corect, nu se aplică. Corect. Adică, Suntem tot la area 3 minute. Da. Cred că sunt mai importante, totuși, lucrurile lumin, astea ca să lumin, se lămurească. Sigur, da. Isus e vândut cu sărutare, este luat de miliția Templului, nu le-au romanii. Nu z romanii aia care s-au dus peste el. S-au dus cu acordul romanilor. Bine, hai, rezolvați-vă ce aveți voi acolo îl ia miliția templului, aia care în mod normal trebuia doar să țină ordinea în templu. Deci dacă cumva erau tulburări, marele arhiereu putea să recurgă la o miliție. Băi, calmați-i pe aia. Îl iau și urmează, nu o iau în ordine cronologică, că ne pierdem. Ana Caiafa și e dus și la Iroda Gripa I. Adică se respecte și autoritatea... Da. Mor El e mai degrabă morală în momentul ăla, că a fost, e reprezentatul dinastiei care altă dată era puternică. Corect. Irod râde că nu înțelege de ce l-au adus, el s-a la propriu să găsească pe cineva care poate ghici viitorul cu tare și Isus îl disprețuiește tocmai pentru că e un, e un el însuși. La Ana este bătut primoară peste față zicând unul că îl hulește pe arhiereu și Isus îi spune dacă am spus ceva greșit, zici, zici am spus greșit, dacă nu de ce mă bați? Corect. În momentul când, de fapt, cineva pune degetul după o ipocrizie și zice, bă, asta e o porcărie ce faci? Nu e simțitule, nu e nesimțitule, tu ești nesimțitul, dar tu te afli în postura de superioritate. Dus apoi la Caiafa și la Caiafa, la un moment dat, spune că tu ești Dumnezeu, tu zici și veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu venind pe norii cerului. Moment în care Caiafa dornic să închidă odată povestea, consideră că Isus a făcut pe sine Dumnezeu în ochii evreilor, deși ei aveau ideea de Mesia, nu exista varianta asta cu Fiul lui Dumnezeu, își sfâșie simbolic veșmintele, a hulit blasfemie, îl acuză de cea mai grea crimă cu putință, gata, hai să-l ducem de aici. Și în momentul ăla urmează prezentarea lui la Pilat. Întâi îl bat ei în regim personal, după care îl duc la Pilat și avem momentul pretoriului. În momentul în care Pilat, în salonul lui de audiențe, îl primește pe Isus cu toți iudeii strânși în spate. Și, băi, care e problema, băieți? Acum, bineînțeles că este un joc de teatru, că Pilat, guvernatorul Ierusalimului, e deja informat de tot ce s-a întâmplat acolo, dar bineînțeles pentru ochii publicului trebuie să decurgă un schimb de replici. Ni se spune că soția lui Pilat îi spune să nu cumva să-i faci ceva omului ăsta, că l-am visat aseară despre el și cu tare. Iar Pilat are, cum am spus, e momentul ăla de... Imaginați-vă un soi de don, un mafiot, la care ajunge unul care n-are nicio treabă cu mafia. Prins cumva așa nevinovat într-un joc. Și dacă don chiar e cinstit, păi pentru autoritatea lui din potrivă e o pată dacă îi face ceva. Bă, ăsta n-are treabă, adică... Nu e din filmul ăsta. Nu-i de la noi. Cu ce câștig eu vreun prestigiu că-i fac rău unea care oricum da. nu contează? E ca și cum îi spune lui Mike Tyson să intre în ring cu Gigel de la Tecuci. Cu tot respectul pentru orașul da, Tecuci, foarte bun lumbe. muștarul. Da. Dar da. în ideea, Mike Tyson, nu mi-o dau cu așa. Cam asta e și reacția lui Pilat. Nu băieți, mi-ați adus mie ceva ce vă privește strict pe voi spuneți-mi și mie, omul ăsta a făcut vreo tulburare civilă, cea mai corectă autoritate, cea mai corectă manifestare a autorității de stat. Da, ca de eu așa, să pot să îl acuz? Ăsta a spus, dați cezarului și ce al cezarului. Păi cu ce mă încurcă pe mine băiatul ăsta? A, că el spune viața veșnică foarte bine, mai mulți oameni care stau liniștiți. <laughs> Corect. Deci nu ne încurcă. Evrei îl Uh, uh, șantajează cu, vezi că te sifonăm la ala mare. Da, fă Noi scriem că tu ții uzurpator, că la mare nu o să stai el să înțeleagă că ăsta vorbește de împărăția spirituală. Noi spunem că unul ăsta la, la noi care să declară regii și că tu l-ai lăsat așa. Ăstuia ne neplăcându-i să-i vină vreo scrisoare cu taieți venele, că asta era pentru nobil, ce bine, și totuși are chestia asta de final, că asta mă, te spel pe mâini ca pilat putea să o forțeze. dar își punea el pe urmă cariera în risc. Asta este, de fapt, vina lui Pilat. Nu e atât de mare, pentru că el încearcă să ia, dar nu e dispus să meargă până la capăt. Cum ar fi corect să faci atunci când vezi o nedreptate? Băi, cu orice preț, nu răbda nedreptatea aia se petreacă. Corect. Din punct de vedere al Institutului de Conservare, nu e corect. Pentru că instinctul de conservare spune, băi, tâmpitule, ăla de bate pe, pe unul nevinovat în fața ta e de două ori cât tine. Ți-o furi dacă te bagi. Dar ceea ce nu-ți spune instinctul de conservare este un spirit de umanitate care există latent în noi. Când o să strigi, băi, nenorocitule, lasă-l în pace, sunt șanse și se va petrece lucrul ăsta să mai sară 2, 3, 4. Și în momentul ăla, nu știu dacă ați văzut filmările alea până Africa, când să prind bivolii, l-am dat fugoriți de lei. Bă, stai un pic, că fraierii ăștia vreo patru. Noi dacă ne întoarcem... Eu singur sunt cât trei din ei și noi suntem vreo sută. Și Ia stai tot, bă puțin. Și tot alerg de frică. Da. Ia stai să mă întorc un pic. Și sunt cine când să trezezi lei cu da. pădurea de coarne. Opa! Stai nițel că în loc de cină s-ar putea să luăm altceva. Fiți conștienți și de lucru. Așa e dreptatea corect să se întâmple. Să nu rămâi pasiv în fața nedreptății. Corect. și când ești convins că e o nedreptate ești corect pentru pilat ar, fost, ar fi fost bă îl mai judecați odată până nu mi-e clar eu nu dau nicio condamnare încearcă să o joace și la modul sentimental bă știți că e obiceiul la eu de pași vă dau drumul unuia chit că e vinovat doar că sunt eu băiat da, bun așa o grațiere bine cum a făcut uh, boca sa, bă, comparație tâmpită în contextul ăsta împăratul Africii Republicii Centrafricane împăratul Imperiului Centrafrican, devenit Republica Centrafricană, de ziua mamei, a eliberat toate mamele care erau deținute în închisori. Bravo, boss! Aia era ideea. Da. A, Bună. și a executat doi oameni vinovați de matricid. Adică aia primis sără da. condamnare cu închisoarea e ziua mamei. Nu, timp ierlim, nu poți să, nu pot să supraviețui zilei mamei. Mă rog. Și îl scoate pe baraba. Avem în zilele noastre un personaj celebru, da, Isus e în lanțuri și Baraba e liber. Isus e pe cruce. Așa, 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 nu mai știam exact. Baraba e liber și Isus. Baraba e liber și Isus e pe cruce. Și nici așa nu merge. Ba din potrivă, există pe la partida zeloților niște oameni care chiar îl vor pe Baraba că ăla n-are nicio reținere să mai înjunghe din când în când un roman când îl prinde. Și atunci Baraba iese și Iisus e trimis mai departe. Pilat se spală pe mâini și îl dă pe mâna garnizoanei romane. Aici se împute treaba. Aia sunt băieții instruiți să intimideze. Îl avem și în Maestru și Margareta pe Marcus Spaima șobolanilor. Aia nu sunt șobolani, de fapt. Da. Ăla este torționarul șef. Una e să ai bodyguard-ul ăla care e făcut să intimideze că bă, te o moară. Alta e să l-ai pe ăla, bă, ăla, ăla o să-ți facă orice în afară să te omoare. O, o să-ți dorești să mori la un moment dat în mâna alu. să vrei tu. Pentru a inspira frică. Băieții ăia erau niște oameni abrutizați complet din diferite contexte, pentru că pentru asta îi foloseau romanii. Să fie niște oameni desperiat. Bă, vezi ce faci, că ajungi pe mâna alora. Și ăia încep să... -l... Sunt secvențele din filmul lui Mel Gibson, am mai fost admonestat că dau filme ca uh, și eu nu dau filmul pentru că e adevărul istoric acolo eu dau filmul pentru că este imaginea vizuală și poți face o idee bătăile alea storibile, e luat la bici ochiul așa și de ochi, nu să, nu scrie, de ochi nu scrie în Biblie dar e biciuit cu siguranță, e bătut nu Cam, contează da? cum îi se pune spin. Corona, da, cu una de spini se luna. schimbă simbolic haina într-una roșie roșu este simbolul pătimirii prin excelență, hlamida roșie după care este pornit pe drumul crucii unde sunt, sper să nu spun o tâmpenie în momentul ăsta, 13 halte cade odată cade de două ori, cade de trei ori îl cheamă pe un Simon din Cirene care era acolo în Ierusalim vezi că ăsta nu mai poate să-și ducă crucea Eu o tu, dar ce treaba am eu? Bă, ți-am spus că o duci tu nu mai comenta atât și mergi îl vede propria mamă, Maria, Sfânta Fecioară Maria. Durerea unei mame văzându-și fiul trimis, să moară, condamnat la moarte. Greu de imaginat. Astea se păstrează în Ierusalim, dar sunt, cum am spus, făcute de franciscani în secolul XVI. Mănăstirea franciscană din Ierusalim reface Via Crucis în fiecare vineri. Ghețimani, pretoriu, tot s ghețiman, pardon, arhierei s-a întâmplat joi noapte. Da vineri dimineață e pretoriu, bătăile urmează în cursul zilei de vineri și tot în cursul zilei de vineri pornește deja, e condamnat direct, pornește pe drumul crucii. Face cele 13 halte, ajunge pe Golgota, pe dealul căpățânii, pus la înălțime și ca se vadă de departe da. din oraș uitei, mai sunt doi condamnați de drept comun acolo, cei doi tâlhari între care este răstignit, și atunci este așezat pe cruce, dar stâlpul crucii era deja acolo, că era oricum bătaie de cap. El e doar prins pe cruce. Treaba cu piroanele este excepțională. În mod normal nu erau prinși în piroane, pentru că ideea era să trăiască pe cât de mult posibil pe cruce și cel mai probabil să moară prin deshidratare. Ca în felul ăsta, vaetele, da. agonia lor să fie încă mai puternic exemplu. Dar el da. este prins în piroane, E corectă reprezentarea de la pravoslavnici cu brațul ăla inferior. Nu e crucea, -are, doar un braț orizontal. Mai are încă una. Are două. Are unul în partea de sus, tăblița aceea bagiocoritoare. A, și... Că i-au pus ceea ce găsim până azi în cimitir. Inri. Da. Iesus da. Nazarenus Rex Iudeorum. Regi... Nazarinanul regele iudeilor trecut în tria sacra, exact ceea ce e Biblia, ebraică, de fapt aramaică e mai corect, greacă și latină. latină ca să înțeleagă tot poporul. Bă, ăsta s-a crezut, ia uite regele ce Da, da, Așa? arătăm noi. Mai este o treabă care n-are cum să apară că e în spatele lui, se cheamă sedicula. Este o scândurică pusă sub șezut. De ce? Exact ceea ce nu, nu se leagă în relatare și mulți nu înțeleg. Bă, ce a avut cu oile alți doi de la rup genunchii? S-a produs cu tremur după moartea lui Isus pe cruce și atunci soldații romani repede au zdrobit fluierele picioarelor celorlalți doi condamnați care încă erau în viață. În momentul când le-au le zdrobit fluierele picioarelor, ăstora le-a căzut sprijinul pe care se propteau, brațele au ajuns așa și dacă te strânge cineva de o funie de tavan în poziția asta, te asfixiezi. Îți presezi cutia toracică și mor Dar... prin asfixie. De-aia le-au rupt picioarele. Pentru că pedeapsa era făcută să dureze cât mai mult, mai mult. să prelungească agonia, nu să-ți moară la repede. Repede, da. Automat aveai și această sedicula, așa se cheamă în latină, un soi de proptea sub șezut ca să ai în aceste sprijini. Și mai este sub pedaneum. Sub pedaneum este la fel, o placă pusă sub picioare. Deci ai corect acolo. Bineînțeles, după cât chef aveau torționarii, le, le primeai sau nu le primei. Astea sunt variante. Bun, și stă practic două zile. Nu? Nu stă nici două zile. Stă câteva ore în aceea zi, vinerea, la ora 6, este până astăzi o cântare. Și era la ora 6. Bun. Și s-a făcut întuneric peste tot pământul. Isus răstignit pe cruce, el deja este la limita puterilor. A postit, a fost bătut, a fost maltratat, e, el e torturat de joi noapte. A trecut o zi. Bun, suntem vineri noapte. Durerile <coughs> pe care le-a suferit deja l-au împins la limita supraviețuirii. Ridicat pe cruce, mai spune șapte cuvinte. Este cartea pastorului Richard Wurmbrand, unul dintre Mare. sfinții români. Nu mai contează confesiunea, dar cine citește viața omului ăsta, se poate convinge cu ochii săi că vorbind un sfânt. Și se analizează fiecare. Bineînțeles, sunt șapte cuvinte la fel, cumulate din cele patru evanghelii. Nu din Matei, care. capitolul 27-28, Marcu, capitolul 16, Luca, hai să vezi că am uitat numărul de capitol la Luca, este 24, și Ioan, la fel, este capito sunt capitolele de final 20-21. Astea sunt cumulate de unde rezultă cele șapte cuvinte de pe cruce. Când Iisus spune, mie sete, și ia soldatul în burete cu oțet și dă în vârful suriții să bea vede pe Maria, mama lui, cu Ioan, cu ucenicul său cel iubit și spune Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Odată pune în ordine lucruri, doi și arată latura umană. Eli, Eli, lama sabachtani. de puținele cuvinte în aramaică consemnate în scriptură. Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mai ai părăsit? La fel cum în grădina Ghețimanii spune... Părinte de este cu putință, Treacă de la mine paharul ăsta, paharul este o metaforă, în sensul de ceea ce urmează, eu știu ce urmează să se întâmple, ca om e frică. E o trăire eminamente umană. Da. și dacă este să luăm cinstit în istorie, nu sunt aia care nu au simțit frică, asta e, e o inepție, nu simte frică nebunul. Sunt aia care și-au controlat frica. Adică să simți frică e o trăire general umană. Ești curajos când reușești să o înfrunți. Isus știe ce se întâmplă și ca om se teme, pentru că e durere, e suferință, este ceva ce ai instinctiv să nu vrei să primești. Iar pe cruce la fel, în momentul, e apogeul suferinței de fapt, dacă ne imaginăm un bolnav, este momentul culminant al chinului, când ăla nu mai poate. Doamne, mai, păr mai ești, ai senzația că ești părăsit de Dumnezeu în momentul ăla, dar după care mai vine și săvârșitul sa. Ăsta e ultimul cuvânt. Adică gata. S-a da. sfârșit. Este momentul ăla de pace serenă înainte de sfârșit. În general asta o vedem și la muribunzi. Da. Sunt mulți care în ultima clipă de viață se liniștesc deodată, mai rostesc ceva sau, nu contează, zâmbesc <laughs> și după aia se sfârșesc. Asta e trăirea, propriu zis, a morții. Eu am notat întotdeauna ca fiind una dintre cele mai grăitoare scene vis-a-vis -vis de cât de mult poate să ducă dragostea în sensul absolut și ce valoare are remușcarea indiferent de ce ai făcut, dar remușcarea sinceră, nu remușcarea contabilicească, ceea ce spune tâlharul din dreapta. Cei doi tâlhari au atitudini nediferite. Ăla din stânga face bășcălie. Ia uite bă, pe ăsta și-a zis Dumnezeu și nu e în stare să dea jos de pe pă cruce. Păi ce haldă Dumnezeu ești tu mă. Exact ce spun și băieții care stau jos să se uite. Dă-ne o dovadă. În timp ce la din dreapta are o atitudine de profundă judecată umană. Băi, deșteptule, vorbește cu tâlharul celălalt. Bă, noi suntem aici pe drept. Adică nu mai face gură. Noi ne-am luat-o, oricât de crudă e pedeapsa, ăia sunt tâlhar pe bune. Aia sunt violatori, jefuitori, criminal. Dumnezeu știe ce făcuseră exact. Da, el... Zici, da, asta e fără vină aici, bă. Adică aici înseamnă trezirea umanității Băi, când vezi nedreptatea, nu contează ce -i... Că eu și de cata. Hai, bă, tu care deschizi tu gura, mă, tu care ai făcut atâtea. Adică e greșit că ăla, în sfârșit, după ce a făcut el atâtea și ia partea binelui? Nu, din potrivă. Este revenind la exemple mai vechi, când râs de grasul aflat la sală. Băi, deșteptul e la sală. Azi, ăla vrea -a... să... Da, nu, nu era cu aluzi. Da. Dar la fel, Orice ticălos în momentul când semnalează o nedreptate merită să fie ascultat. Greșelile lui nu fac replica să aibă mai puțină putere. Și pe de parte, băi bulă, ăsta nu are nicio vină. Și doi, întorcându-se spre Isus, nu-i spune băi scapă-mă, băi șmechere, ajută-mă. Știi că eu de fapt n-am vrut să fac ce am făcut. N-are niciun fel de... Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci bă, numai numără-mă. Nu mă scoate mai alb decât am fost. nu, mă, nu, mă... nu da că ne cunoaștem, că ne-am răstignit. Bă, țin -mi minte, noi ne-am răstignit, răstignit împreună, trăiți arție. Am fost și eu acolo. Ce se petrece din momentul ăla? Isus îi răspunde cuvintele esențiale vis-a-vis -vis de puterea de adevărat zicție. Azi vei fi cu mine în rai. Deci la ala diferența între rai și iad a fost așa. Da. Dar de subliniat cu trei linii, și de bolduit, că ăla a fost sincer. Sinceritatea lui e dovedită de faptul că e și el pe moarte. Nu mai are nimic de pierdut. O ființă ticăloasă până la. A, oricum da. mă duc, mă duc lui nu mai îmi trebuie. Pe când ăla în ultimele lui clipe, când oricum nu mai poate să. Îndre... tocmai de atât de sinceră părerea de rău. Pentru că nu mai poate Aș să fac îndrepte că... nimic. Da. Da. Bă, dar îmi pare sincer rău. Acum mi-am dat seama de ce am făcut și îmi pare rău pentru toate lucrurile astea. Pomenește-mă cu toate ale mele. Adică scoate-mi în față și ce am făcut, dar pomenește-mă. Asta e vineri la? La ora 6, corespunde aproximativ orei 15 la noi. Suntem după masa. Bun. Iisus moare pe cruce. Imediat se cutremură pământul, este scena finală de la Mel Gibson, se rupe catapeteazma templului în două de la cutremur, da. ăla e actul simbolic că Dumnezeu ce bă, ne-am supărat pe faza asta, e eclipsă solară, deci asta se întunecă pământul, unii dintre ei, centurionul care era acolo zice, bă, cu adevărat ăsta n-a fost om simplu cu adevărat e fiul lui Dumnezeu, Longinus. Ăla atunci se convertește. Și de acolo a plecat o întreagă mitologie, că ăla, e ăla cu Graalul care l-a dus în, uh, în, mare, da, în da, Britania, da. cu Lancia, cu mai multe chestii dintre astea. Lancia regăsită, am spus în podcastul despre Cruciade. Și băieții fug oricum ca a doua zi erau Paștile. Paștele evresc, sabatul. Ucenicii lui Isus sunt deja împrăștiați. Ei nu văd asta. Noi ni se spune că e Ioan acolo. Restul s fugiți. Petru se leapă de pleacă, fuge de acolo să nu fie condamnat și el. Ei nu văd. Evangeliștii restul scriu din ce au auzit. Nu scriu din ce au văzut ei. Ei nu sunt prezenți. Sau nu știm că erau prezenți. În schimb, după moartea lui Isus, merg la Pilat Nicodim, care este fariseu și Iosif din Arimatea și îi spun, dă-ne trupul să le mormântăm. Nu mai gata, le-ai făcut pe plac. Lasă-ne să le mormântăm. Nu l arunca în groapa comună. Avem noi un mormânt făcut, suntem într-o zonă cu sol pietros, unde mormintele sunt destul de greu de săpat, că trebuie să dai la târnăcop și în general nu sunt permanente, sunt refolosibile. Adică îl lași până putrezește, după care Apoi, scoți oasele și le pui în osoar. pentru că e greu de. Până astăzi sunt băieții entuziasmați, am găsit un sarcofag cu numele Iesua, am găsit mormântul lui Isus. Bă, Iesua era un nume destul de răspândit, nu e monopol. Da. Pilat permite, este luat de pe cruce, asta suntem deja la denia prohodului. Epitaful, pânzaia care se poartă în prejurul bisericii, alea giulgiurile cu care a fost înverit Isus. Era un proces, dacă vreți, de mumificare. Este uscat cu fel de fel de esențe aromatice, ca să mascheze mirosul de putrefacție, să conserve corpul și învelit în giulgiuri, ca să nu vezi imaginea corpului putrezit, mumificat. Este învelit în astea, pus în mormânt și se pune deasupra, merg farisei, asta este uh, relatarea lui Matei, fariseii merg, ucenicii de la templu merg și spun lui Pilat, bă, vezi să nu-l fure ăștia lui, să zică că am viat. Că vezi că ăsta așa a zis. Că de rămas templul acesta și în trei zile îl voi zidi. Mormântul, cum era mormântul? E mormântul în accepțiunea noastră de astăzi? Nu, nu vorbim de o groapă în pământ. Nu, e vorbind un sarcofag. De o, de o, nu, sau ce, nu, vorbim de un soi de mi, mică peșteră. O scobitură Bun. în peretele stâncii. Este Bun. vertical, nu orizontal. Doar pentru Isus? este un mormânt, la momentul ăla nu există altcineva acolo. Bun. De regulă, mormintele simple încăpeau o persoană. Cum am spus, se refoloseau. Bun. În zona aia foarte caldă, într-un an ești, putre, ești putrezit tot. Perfect. Nu durează șapte. E dus în această Da, dar meșteră. trântesc și un bitai bolovanu și îl sigilează. De deci să pune sigiliu, bă, poate nu-l dați de tot la o parte, dar poate îl dați un pic cât să trageți corpul afară. Puneți sigiliu pe el și se pune pază. Bun. Asta este noaptea de vineri. Noaptea de vineri. Sâmbătă, în sâmbăta mare, Isus e în mormânt. Bun. Ucenicii îți care încotro. Da. Deci este o zi de profundă deznădejde. Pentru toți. nu mai e nimeni acolo în afară de paznic. E paza acolo. Ucenicii se vorbesc între ei. Femeile care credeau deja mironosițele Urmează ritul funerar, pentru că trebuie să Ce astfel. înseamnă mironosițele acestea? Vine de la cuvântul mir. Mirul Bun. este uleiul aromatic da. cu care se ungea trupul. Exista un ritual dintre acesta. După ce îl înveleai în giulgiuri, veneai oricum să refaci ungerea asta, tocmai ca să păstrezi mai bine corpul. Să se producă Bun. procesul ăsta de mumificare naturală. Okay. Ca să poți să-l scoți apoi conservat din mormânt mironosițele, asta, când vin la mormânt să lungă, să presupune că lor li se permitea în cadrul ritualului funebru, erau paza, dar vedeau, a, ok, sunt femeile cu uleiuri. Hai, dă piatra la o parte, hai, poftiți, ungeți-l și acum punem noi piatra la loc. Bun. Doar că, în noaptea următoare, Iisus învie. E lumină orbitoare, nimeni nu vede actul învierii, pentru că este un act Supralogic. Nimeni nu. Este continuarea scenei cu moise de pe muntele Sinai, cu rugul nears. N-ai cum să vezi fața lui Dumnezeu. Este dincolo de putința logicii umane. Aici, iară, putem să excludem credința. Știm că există mai multe fenomene în Universul ăsta pe care noi nu le putem explica. Noi știm că e acolo, dar cum se petrece, habar n-avem. Pentru că sunt supralogice. Asta înseamnă crede și nu cerceta. Nu este un îndemn la ignoranță, la superficialitate. Se le referă strictul sensul la lucrurile pentru care nu ai instrumentele de a cerceta. Wait. Cei din vechime vorbeau așa de aer. Până să știm explicația aerului, spunea simplu, bă, vezi aerul, nu, ia fa așa. L-ai simțit că e acolo? Da. Deci știm că ceva există, dar fără să-l putem înfățișa. Corect. Exact la asta se referă și știm că este Dumnezeu în accepțiunea credinței, nu putem să, să, reprezentăm cum e asta. Putem să dăm metafore, dar toate sunt perfecte. Bun. În general, teologia a spus întotdeauna aici o scurtă paranteză de specialitate. Înfățișarea lui Dumnezeu are două, fel, două feluri. Catafatică, afirmații pozitive. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e iertător, ce spunea și la Allah. Corect. Dar care sunt imperfecte, pentru că Dumnezeu fiind absolut, nu poți să înțelegi tu cât de bun e Dumnezeu. Sau varianta apofatică, ce nu e Dumnezeu, prin cunoașterea prin excludere, care se pare că este mai precisă. S-a produs în vierea. Nevăzută de nimeni. Sâmbătă noapte. Martor sunt, paznicia sunt conștienți că, bă, acu era acolo și acum nu mai e. Și mai dai și pietroiul ăla la o parte. Nu poți să exp să-și explice cum să preferă să se uh, varianta oficială, bă, spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat. Au dat ei piatra. Da, și farisei chiar le spun, spuneți asta că noi vă vom face fără grijă. Ia de aici și tași de gură. Bă, mai bine zici că ești beat, te pedepsești ăsta că te pedepsești. Zic că n-ai fost pe fază, era elen la mormânt, nu știi ce s-a întâmplat, te pedepsește asta un pic, dar după aia îți dăm noi să-ți ajungă. Bun, asta se întâmplă sâmbătă-noapte. Sâmbătă -noapte. Cine sunt primii care văd? Care află, nu care văd, că de Majoritatea văzut am stabilit... mărturiilor evanghelice am stabilit că nu... ne spun că femeile sunt primele, doar că fiecare evanghelist prezintă varianta lui. Matei, de exemplu, ne vorbește de Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salomea. Alt, Io, uh, Ioan, sper că nu le încurc, vorbește de Ioana. Dar clar că sunt femeile cele care se ocupau de oficiarea ritului tradițiilor funebre. Bun, ajung acolo, piatra e dată deoparte. Piatra e dată deoparte și relatările diferă. Relatarea, uh, Matei ne vorbește de exemplu de falsul ăsta făcut uh, de către... Uh, Ucenicii uh, Marilor preoți Povestea iartă-mă un pic Ar fi putut fi un cutremur care a dat deoparte Piatra, că ar fi putut fi o ploaie Care a căzut peste Și că, că l-a înviat Pentru că el nu era mort Pentru că lăncierul n-ar fi ajuns la inimă Și așa mai departe Partea cu lăncierul nu-i valabilă Că lăncierul nu vrea să-l omoare El vrea să se asigure că, -i că mort. e mort El nu-i străpunge coasta în primul rând că e coasta dreaptă, inima e pe stânga. Tot timpul știi că s-a spus că în inimă îl străpunge atunci. Nu. el l-a străpuns. Lucrul ăsta nu l-am căutat în biologie să văd dacă e așa. Să vadă de fapt dacă mai are reacție. Bun. Bă, chiar e mort sau să face că e mort? Bun. Indiferent cine pare să... Că de ar partea în fi... cerul nu e reală. Reală, bun. Pare să că ar fi o femeie. O femeie, ven... mai multe femei. Maria Magdalena este personajul Suntem central. Suntem duminică. Suntem în noaptea. Noaptea de sâmbătă spre duminică. Exact. Putem spune că suntem la primele ore ale dimineții sau cum? Că... Da, da, da. Bun. Vis de dimineață până să răsară soarele. Perfect. Da? Se răspândește vestea, adică femeile bănesc că încep să țipe sau ceva. A, aici, de exemplu, avem scena asta. Maria Magdalena crede că e grădinarul. Ce? Doamne, dacă l-ai luat tu, zi unde l-ai pus, bai ai umblat bune, la mormânt. bune? Da. Ea crede că e cel care avea grija mormintelor Acolo cred. nu mai e nimic Acolo suntem la o necropolă, nu-i doar mormântul lui E un cimitir Rămâne ceva acolo? Giulgiu rămâne ceva sau da. nu este nimic? Au găsit Giulgiu singure zăcând Bun Ceea ce Trupul nu mai există E e cu atât mai uh, deconcertant Că alea practic lipite de carnea lui Că au fost unse cu uleiuri Alea s-au lipit de carne Cam greu să rămână doar. Olivier Clement, că încercam să mi-l aduc aminte gaată, tura trecută gaată, la toleranță, când... imaginați-vă crisalida părăsită de fluture în momentul când s-a produs metamorfoza. Crisalida aia creată în jurul omizii și când s-a da. terminat procesul, rămân doar exact astea sunt giulgiurile după înviere. Învelișul, care n-a mai păstrat nimic. În varianta mateică, e, ea crede că e grădinarul, ce doamne, zim dacă nu-l cunoaște. Ceea ce explică da. și oarecare Transfigurarea trupului Ca altfel n-are sens Omul pe care l-a urmat de zile După aia îl vezi Și nu mai cunoști Cum e aia. Dacă nu ești ca mine E <laughs> relearizează Ce s-a petrecut În primă instanță În primă instanță El îi spune Marie Și ea răspunde Rabunii învățător, Învățătorul Îl recunoaște Deci se prinde Șocul e imens Clar Gândește că sunt atâtea relatări L-ai lăsat de, acolo de om ieri crezut mort, că de data asta sunt relatări cu oameni crezuți morți care revin printre cei vii într-o formă sau alta. Am primit o anecdotă, nu știu dacă e adevărată, despre arheologul Dinu Rosetti, care îi se spunea Vinu Rosetti și care într-o seară pe șantier a băut până au crezut de că a murit. Și fiind pe șantierul arheologic, l-au pus pe masă. Zis, hai, că mâine îl ducem, și așa Și s-au apucat, după obicei, să bea, s-au trezit cu el la masă. Hai, mă, nu, dar și mie. Păi, ce faceți, mă. Doamne, Dumnezeu, nu-i de răscuse. Mai Ia. sunt. Ba, e de râs. Da, mai spus, sunt cazuri. Dintre astea sunt relatate prin mai multe zone, până să apară îmbalsamarea mortului care clar exclude orice posibilitate să mai fie viu. Autopsia. Oameni socotiți morți care își revin și apar și mentalul uman. Odată ce le-ai plasat la morți, dacă măcar crezi că îl mai vezi, că îl mai auzi, te zbârlești tot. Se duce vestea? Vestea se duce repejor. În general, femeile merg și îi vestesc pe ucinici, pe apostoli. Băi, nene, nu mai să, nu mai acolo. Apostolii sunt... Nu! Ele direct vin și spun că a înviat, nu că nu e acolo. Adică în momentul în care femeile ajung după șocul lor inițial, ele cred. Deci la ele credința e ele mai... Ei nu mai văzuseră treaba asta. E pentru prima dată... În... cine mai văzuse treaba asta? Cinstit vorbind. Bun, și iară o da. să vină treaba că, băi, există și la egipteni ceva de genul ăsta cu Osiris, da, cu da, așa. Da. da, există. Iarăși, ideea în sine este să crezi într-o forță, dacă nu vrei să-i spui Dumnezeu, capabilă să înfrângă moartea care reprezintă principalul mister pentru noi cei aflați în viață materială, în viață degradabilă, unde singura certitudine este să se sfârșește la un moment dat. Dar ucenicii nu pleca să nu? Adică nu... Ucenicii se ascund zicând, bă, l-au luat pe, pe foarte probabil să vină să pe noi. Petru daia aia să le de frică. Nu, nu știu mă ce vorbește, eu nu-l cunosc. Când cântă cocoșul de trei ori, tot în noaptea de joi se întâmplă lucrul ăsta și se ascund. Și sunt ascunși și în foișor unde vin femeile să-i spună și iară. Domnule, am viat. Dacă luați cartea părintelui Preda sau, mă rog, oricare relatare, o să vedeți. Ioan spune că s-au dus, i-au vestit și Petru a fugit la mormânt să vadă. La Denie oricum se citesc alternativ pasajele din toate evangheliile ca să vezi relatarea cât mai completă. Asta e ideea. Ei când se întorc, logic, ce găsesc acolo? Tot doar giulgiu, nu? Piatra, ori găsesc de... nu mai găsesc nicio variantă ucenici, nu mai găsesc pe Isus la mormânt. Bun. Isus vine el la ei. Asta este Duminica Femeilor Mironosițe. Asta este relatarea lucană cu doi îngeri la mormânt și îngerii întreabă ce căutați pe cel viu între cei Putre morți. cei morți. Ceea ce este o treabă, e paradigma asta, el e viu și a fost viu din și de aici și morții cu morții vii cu vii sau cu viile, cum spune păstorul Teodoreanu. Da. Morții de data asta sunt cei morți pe interior. Ăsta e de fapt iadul. Când singur ți-ai omorât trăirile. Cum spunea Benjamin Franklin, că unii au murit la 25 de ani, dar au fost înmormântați la 75. Despre aia e vorba. În relatarea lui Ioan, Asta este, da. avem și varianta în care apostolilor li se anunță faptul învierii, ei sunt împreună, și sunt 11 în momentul ăsta. Că Iuda s-a sinucis. Corect. Și între ei, Toma, care lipsea când li se vestește, spune: Băi, eu până nu o să-mi pun degetul în rana. Sau... În rana și în găurile cu. nu o să cred. Toma fiind considerat de teologi prototipul omului rațional, care până nu vede, nu, da. nu poate fi convins. Mai de ales de o asemenea faptă. Este. Ma... Contrar accepțiunii, foarte frumos are domnul Andrei Pleșoi expunere în cartea lui despre îngeri, în care spune că pentru omul tradițional lucrurile făceau parte într-un univers organic care era înțeles ca atare, omul ăla acceptând că sunt lucruri peste puterea lui de înțelegere. Pe când omul rațional nu acceptă decât lucrurile pe care le poate înțelege și în momentul ăla e divorț flagrant față de lucrurile existente dar inexplicabile pentru el. Și el preferă să spună ca ăla din bancul cu girafa, a, așa, așa ceva, ceva nu, există. nu există. Da? Sau varianta folosită de ie treabă reală, Benito Mussolini a rostit într un discurs în Parlamentul italian, ce vă voi demonstra că Dumnezeu nu există. Dacă există, să mă trăsnească acum. E un, e un argument fals. Da. Pentru că este ca și cum un șoricel i-ar spune unui ciobănesc: "Bă, dacă nu mă bați în luptă dreaptă, tu nu existi da. Și Ciobănescu nu-și dă seama că vorbește cineva Da Ca să păstrăm uh, proporție Și Isus le apare tre Asta e foarte important Trecând prin înșile, ușile încuiate Deci Isus, trupul lui Este capabil să Transgreseze materia Dar vezi tu, iartă-mă, asta cu necredinciosul S-a transformat sau nu s-a transformat Cel puțin așa cred că e receptat în, nu, în Percepția populară Ca ceva urât a rămas drept ce Teologii vin și spun, domnule, e omul rațional care spune până nu văd eu, până nu pipă eu, nu cred. Da. Din... Asta e partea pozitivă. Dar du-te bă, de aici că ești, tu ești cu mani, credinciosul mereu. Din punctul de vedere al credinței, este vorba de sinceritatea credinței. Ideea nu este să nu spui semnul întrebării. Băi, dar dacă ai aderat ca asta, Toma între apostoli, el e, nu e un recent da. convertit, unul care, domne... Dar nu trecea pe stradă, spune, ia vezi mă, că poți crede asta? Și el să fi spus, păi, până nu... Adică el deja mărturisise că Isus e Dumnezeu și în momentul când i se... adică tu ai spus că e Dumnezeu și acum... Nu... Poate fi asta o întărire? Adică, domne, dacă vine de la Toma că e adevărat care era apostol, mărturia, înseamnă că așa este. Mărturia lui Toma este considerată cea mai concisă mărturie de credință în toate timpurile. Când Bun. pune mâna, zice Domnul meu și Dumnezeu meu. Bun. Gata, m-am convins. Dar asta, Toma necredinciosul, se referă la faptul, ai voie să spui semnul întrebării, cât timp ai tu nevoie să fii convins. Bun. Dar când te-ai declarat convins, nu mai ai. Asigură-te că ești. Bun. Da? Despre asta e vorba. Perfect. Asta este scena... Deci vine mărturisirea în care ce domnule, Bun, Așa după este. care vine formularea propriu-zisă a teologiei creștine, care are o, o oarecare răsturnare istorică. Pentru că, de departe, persoana cea mai importantă pentru Noul Testament și pentru formularea teologiei creștine în secolul I este cineva care nu ia parte la toate evenimentele astea. Cel aici este pictură de factură renascentistă, dar eu recunosc că o văd pe asta mai grăitoare decât toate celelalte. Pentru Felul, felul expresiei de pe chipul lui da, este ceva dar ce ăsta e un Rembrandt. Este Sfântul Pavel Nu, uh, Rembrandt, cred Rembrandt. că e acum posibil să spun prostic că la capitolul artă mai am lacune mai căutăm? nu mai căutăm, nu? Sfântul Pavel de Rembrandt dacă da, așa înseamnă că am, am spus bine am verificat când am luat imaginea și în momentul ăsta am o mică eroare de circuit <laughs> este vorba de Sfântul Pavel pe numele lui inițial Saul din Tars Există și o lucrare teologică da. în limba română, Saul din Tars, să scapă și autorul, acum ca să vezi. E un, este persoana care de fapt transformă creștinismul în religie universală. Voiam să punctez și lucrul ăsta. L-am punctat cu domnul Sorin Constantinescu în turul din București o Evresc și am primit și reacții. Eram fără dubiu că or să apară antisemiții din baie. Da. care l-au ucis pe Hu În primul rând, Petrețuțea, eu nu am cum să fiu antisemit pentru că înseamnă să fiu anticreștin. Da. La urma urmei, Iisus Hristos nu era din făltice. 2 Este replica aia pe care evreii o spun lui Pilat, sângele lui, nevinovat sunt de sângele dreptului acesta, voi veți vedea și vine replica sângele lui asupra noastră și a copiilor noștri. De-a lungul evului mediu sunt scriitori bisericiști care îi numesc pe evrei hristoctoni, ucigași de Hristos. Se trece cu vederea faptul că Iisus pe cruce, unul dintre cele șapte cuvinte este Părinte, iartă-le lor că nu știu, nu știu ce, ce fac. fac. Îi exonerează de vină. Doi la mână, cum nu e tot poporul german vinovat că l-a dat pe Hitler și că este o aberație să acuz pe cineva care n-a trăit în vremea aia, n-are niciun amestec cum este o aberație în general să acurzi copilul de greșeala părinte, tu ești băiatul cu Da. Păi bă, dar nu-i tu... vina mea că ți băiatul da. cu tare. Că n-am ales eu să fiu băiatul. M-a întrebat cineva în rai în uh, stare de spirit preexistent, ceea ce n-are treabă creștin. Tu unde vrei să te naști? Dacă se poate în familia ăstuia care a făcut genocid. Da, exact acolo. Nonsens, prieteni. Mă măhulească toată lumea. Drept urmare, atitudinea antisemită. Trecând peste, iară, dubla măsură astăzi iardem statuia lui Columb că a fost... Sclavagist, vrem să-i scoatem pe aia din istorie, trebuie să plătească pentru vine morale a 10-a generație de la aia care au făcut. Și Băi, prieteni, nu știi dacă... trezirea puțin. Omul se judecă pentru faptele lui și atât. A, și mai există varianta de nedreptate în sensul că o categorie de oameni se bucură de foloase necuvenite pentru că unii dinainte le-au luat cu sila altora ceva. Da, da. Aia, da, restitui. Corect. Aia e valabilă. <coughs> Dar, în rest, pentru niște fapte încheiate, plus că Isus o spune repetat bă, o fiu omului trebuia să pătimească. Iată, a venit. Spunem, te rog, că am uitat să te întreb: cât stă Isus după aceea cu ei? În mod normal, la. Deci, a... din momentul învierii, se spune că el s-a dus peste apostol care erau. Da. da? Și din momentul acela, ce se mai întâmplă? Păi, așa își diferă relatarea. Luca, de exemplu, îți prezintă evenimentele de la înviere. Până la înălțare, ca petrecându-se într-o zi. Într-una singură? Da. Dar în accepțiunea noastră populară, cât sunt? 40 de zile? Nu doar sau populară. Să... Pe baza tradiției, sunt 40 de zile de la înviere. Când facem iar, când romșii da, iarăși cu ouăle și așa cu mai 40 departe. 40 nu e multiplu de 7, adică nu e la săptămână. Nu dă bine că... Înălțarea nu... nu cade duminica, ci întotdeauna joia. Da. Da? Pentru că mai lipsesc... Pentru că ai 6 ori 7 tabla corect, mulțirii. Corect. 42, nu? Da. Din și care scazi 2. Și atunci ar fi trebuit să pice, da. Bun. Și atunci de aceea tot timpul înălțarea pică joia? Regulă. Ok. Întotdeauna înălțarea e joi. Cum exista la teologie întrebarea aia, dacă Paștele pică, Miercurea ține în post? Nu. Nu, <laughs> pentru că Paștele pică întotdeauna? Duminica. Duminica. Exact. Bun. Astea sunt, Paștele este punctul fix de calcul pentru toate sărbătorile cu dată schimbătoare. Deci da, există că sărbători cu dată fixă, Crăciun, cum 25 este Crăciunul 25, Decembrie, 25? punct. Și Paștele, funcție de? Paștele pică Duminica, dar în, alte, în date schimbătoare și în funcție de el se calculează tot ciclul ulterior de sărbători. Duminica Isu... Tomii. Corect, Iisus rămâne, luăm... 40, aceste 40 de zile până alții, rău, Isus rămâne cu apostolii toate aceste 40 de zile sunt întâlniri, sunt așa zisele arătări ale lui Isus. Luca ne vorbește de exemplu de arătarea lui Isus la doi ucenici care au mers la Emaus, un sat lângă Ierusalim. Isus stă cu ei la masă fără ca ei să știe cine e exact ca Maria Magdalena. Deci corpul transfigurat nu mai are semnalmentele corpului fizic. Asta e clar dovedită. Și ei sunt desunflați. Crezând asta, ei spun, domnule, noi credeam că este cel care o să mântuiască pe Israel și uite, sunt trei zile de când l-am îngropat, sper să nu încurc numărul de zile, și, și, și nu, nu s-a mai întâmplat nimic. nimic. Adică oamenii sunt deziluzionați. Momentul în care Isus începe să le explice, băi, băieți, vedeți că asta trebuia să fie de fapt. Ați înțeles greșit ideea cu Mesia la politic. Vestea se duce și în afara cercului apostolilor și a apropiaților. În primă fază până la înălțare, nu. Este împărtășită strict apostolilor și ucenicilor, dar e interesant de văzut că în epistola 1 către Corinten, cred că la capitolul 15 avem relatarea asta. Asta e cu dacă dragoste nu e, nimic nu e. Nu, 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 nu aia e alta. Nu e aia lui Pavel? Nu. E și asta în textul Paulin, dar nu asta mă refer. Am înțeles. Acolo este una dintre primele, uh, scuzați-mă, Corinteni sau Testalonicen, cred că la Corinteni. Că la Corinteni e cu dacă dragoste nu e. da. Și asta. Da, asta ce spui tu e... Dar la Pavel spune că s-a arătat apoi la 500 și ceva de ucenici, dintre care unii au și adormit. Deci revenind la ceea ce am spus Sfântul Apostol Pavel, el nu e martor la toate lucrurile astea. Am înțeles. Cât e Isus pe pământ până la înălțare, el face parte din secta fariseilor și apoi se numără printre cei care caută să-i stârpească pe creștini în momentul în care creștinii sunt etichetați de mediul iudaic al vremii alea ca eretici pentru că au proclamat un nou Dumnezeu pe lângă Dumnezeu evreiesc. Și atunci farisei au o misiune, radeți pe unde îi prindeți, degeaba le spune Gamaliel, bă, stați ușor că dacă e fals pleacă de la sine, dacă e cu Dumnezeu, indiferent ce o să faceți voi o să rămână. Bun. Saul este prezent când este lapidat Sfântul Arhidiacon Ștefan, care este primul mucenic Apostolii, după momentul înălțării, își aleg niște ajutători, că diaconii asta sunt, sunt șapte diaconi. Dintre cei șapte diaconi, unul este Ștefan, care le vorbește evreilor și, -și ăștia l cu pietre. Saul e prezent acolo, după care aflând că unii ucenici, că asta nu sunt doar cei 11 apostoli, redeveniți 12 prin alegerea lui Matia. Sunt câteva sute de ucenici cei care l-au urmat pe Isus din timpul vieții. Aia care au mers la mulțirea peștilor, etc. Da. Sunt mai mulți ei se răspândesc după momentul rusalilor, comentăm imediat, și încep să fondeze comunități în orașele aleatorii. Convertirea lui Pavel, de-aia se petrece pe drumul Damascului. Că asta, acolo... expresia a, a luat drumul Damascului înseamnă o revelație, un fapt care îți întoarce viața la 180 de grade. Despre asta vrea să fie vorba. Se presupune că Pavel acolo a avut o viziune, a căzut de pe cal, de pe catâr, cel care pe el, a orbit și a auzit glas care a spus Saule, Saule, greu ți este ție să împingi cu piciorul în Asta era o referire la cai. Caii când trebuiau să fie dresați, li se puneau țepușă în spate ca să nu mai dea cu copita, că dădeau să înțepau. Adică este cumva, nu, nu ți-e greu mă să lupți împotriva evidentului? Da. Termină o este dus în Damasc de Anania, conducătorul bisericii de acolo, că asta este momentul prim de răspândire, al mesajului creștin, îl prea îi revine vederea și din momentul ăla devine Pavel în loc de Saul din Tars. Asta este convertirea care de fapt a schimbat sensul creștinismului. Pentru că inițial, în secolul I, creștinismul este strict legat de mediul iudaic. Apostolii continuă să observe rânduielile iudaice, continuă să meargă la templu. Asta până când Partidele iudaice se răscoală ele împotriva creștinismului, îl ucid pe apostolul Iacov, pe primul episcop al uh, Bisericii din Ierusalim, și urmează prigoana generalizată. Asta, acumulată ulterior cu distrugerea Ierusalimului, duce la ruptura dintre iudaism, care rămâne cantonat ca fiind religie etnică până astăzi. Iudaismul nu are prozeritism. Nu o să-ți bată vreodată cineva la ușă. Bună ziua! Aveți cinci aveți 5 5 minute? Vorbiți despre Yahve despre Jehova, da, dar martorii lui Jehova. Evreul nu o să vină niciodată să te convertească, pentru că religia lui este eminamente una menită conservării. Religia lui a asigurat identitatea în cei 1900 de ani, cât timp el n-a avut stat. Așa s-au conservat. Pe când creștinismul, în momentul ăla virează, sunt anumite decizii luate de către, Sfântul, de către Sfinții Apostoli în Sinodul de la Ierusalim, prima adunare a Bisericii Creștine după, fenomen, după momentul înălțării, este Sinodul din Ierusalim când ei hotărăsc nu vom mai observa legea iudaică a tăierii în Tăierea în prejur da. este circumcizia. Nu mai avem nevoie de însemnarea asta. Pentru mulți de aici este un lucru străin. Nu avem de ce să-l mai facem. După care, în Antiohia, pentru prima oară adepții sunt numiți creștini, până astăzi avem numele Cristian, Cristiana, Cristi. Cristianus, adepta lui Hristos, cel care crede în Hristos. Hristos. Și creștinismul și avalența este primul care face asta în modul ăsta manifest. O să mi se spune în antichitate, a existat Achenaton în ăla cu cultul solar, cu un singur zeu, care să se răspândească. Achenaton a durat un pic și a dispărut. Creștinismul este primul care spune la galateni, nu mai există rob sau liber, iudeu sau elin, bărbat sau femeie. Anulează toate, toate diferențele posibile. Nensemnând că spune de mâine nu mai aveți voie. Ci spune din punctul de vedere al credinței, indiferent care e norma socială, asta ca să se explice de ce diferențele astea există până azi. Până azi avem misogini, până azi avem rasiști, până astăzi avem tipul la infect de om care spune ce cauți în cartierul ăsta, că ăsta e cartier de bogați și tu n-ai față de așa Correct. ceva. Dar creștinismul, tocmai de aia, îi, îi arată cât sunt de idioți. Pentru că, bă, prieteni, noi am spus acum 2000 de ani că s-a terminat cu treburile astea. Faptul că tu o iei proasta și astăzi cu așa ceva <laughs> nu te avantajează din niciun punct de vedere. Toți suntem copii a lui Dumnezeu la capitolul ăsta, e una dintre poeziile mele preferate și mi-am amintit-o zilele trecute. <coughs> Ea se numește Desiderata de Frank Herman. Este un poet, cred că e american. Și la un moment dat spune lucrul ăsta You are a child of the universe No less than the trees and the stars You have a right to be here Adică ești creat din ceva Ai exact același drept ca orice nu. altceva ai creat ca să lăsăm și credința într-un Dumnezeu sau altul. Bă, e o evidență că toți suntem apăruți din ceva pe aici. Cât timp suntem toți apăruți din ceva la lista drepturilor fundamentale, nu alea luate pe merit. Că după aia eu sunt academician pe, munt, pe, munca grazie, mea. pe munca mea. Sunt dar celebru, muncinele. dar ar Dumnezeu să fie valabilă regula asta, pe munca mea. Am muncit pentru banii aia, merit averea. Dar la nivelul ființă umană, respect ca ființă umană, astea da. sunt lucruri pe care nu le-am meritat, pe care le am din, in, din început. Din început, corect. Despre asta e vorba și în teologie. Asta este mare, marele viraj al lui Pavel. De asta și arătările lui Isus nu sunt atât de mult în Ierusalim, cât sunt în Galileea. Galileea e ținutul din nord, unde evrei nu mai sunt majoritari. Unde amestec, Bun, în aceste Gal 40 de zile despre un moment. care vorbim. Galileea neamurilor. Creștinismul în momentul ăla și afirmă vocația universală. Noi, eu sunt religia pentru orice om. Nu sunt o religie națională. Tâmpenile astea că noi suntem mai creștini decât ăilalți, iarăși, nu sunt exact în, în spiritul creștin. E bine să semnalizezi diferențele, astea nu ți dau ție drept să te justifici, să te pui mai cu moți. Decât Ce se întâmplă după înălțare? După înălțarea Domnului care se petrece la 40 de zile este în cazul Evanghelilor cam ultima mențiune Iisus le mai spune câteva cuvinte legate de mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia în toată făptura Vă voi da puteri, păcatele pe care le veți ierta vor fi iertate, păcatele pe care le veți ține ținute vor fi În numele meu veți face minuni în sensul că se va vedea că e Dumnezeu cu voi după care se ridică la cer, deja. Asta trecem în cartea Faptele Apostolilor. Evanghelile își oprese relatarea la momentul înălțării, este preluată relatarea, avem Evanghelia după Luca și Luca, dintre cei patru evangeliști, el cu Ioan, mai au o a doua scriere, Luca are faptele Apostolilor, Ioan are Apocalipsa. Bun. Și Luca vorbește de ceea ce se întâmplă după înălțare. Evenimentul capital în ceea ce privește misiunea Bisericii Creștine este cel al Rusalilor, pogorârile a Sfântului Duh sau 50 zecime. De deci care se petrece la 50 de zile. 50 de zile după. Ceea 10 ce... zile după înălțare. Da. Bun. Uh, însemnând tocmai că e 7 plus 3, ceea ce pune iar Duminica. Rusalele sunt întotdeauna Duminica. duminica. Da, avem Duminica Rusalilor când, potrivit relatării din Cartea Faptele Apostolilor, apostolii sunt adunați la Ierusalim, sunt adunați în foișor. Este același loc unde se petrecuse cina cea de taină. Și în momentul ăla, peste ei se pogoară Sfântul Duh. Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu prezent în Vechiul Testament, Creatorul, Cel care intervine pedepsitor în multe impostaze. Dumnezeu Fiul este Dumnezeu în a doua lui ipostază, în a doua lui persoană, în a doua lui manifestare, cel care realizează mântuirea, iar Dumnezeu Sfântul Duh este Dumnezeu Sfințitor, Cel care dă harul, Cel care există până astăzi în biserică. În momentul în care preotul se află în momentul suprem al Sfintei Liturghii la Epicleză, când se produce prefacerea darurilor, preotul asta spune, trimite Duhul Tău Sfânt peste, peste noi. noi și peste aceste daruri. Adică invocă prezența lui Dumnezeu Sfințitorul care face lucrarea lui Dumnezeu în lume. Că Bun. Duhul Sfânt este în general persoana cea mai abstractă a Sfintei Trini. Că pe Dumnezeu Tatăl îl mai înțelegi cum îl mai înțelegi că e bătrânul la cu barbă, deși în e un pic trasă de păr. Pe Dumnezeu Fiul, de fapt, este singurul pe care ar voie, ai, ai avea voie să-l reprezinți în icoană că e singurul care a avut trup. În timp Coric. ce Sfântul Duh nu are chip. Sfântul Duh e porumbel, e o rază, e ceva, dar e mai greu puțin de el de reprezentat. Ei bine, Sfântul Duh se pogoară peste Sfinții Apostoli, de asta vedem o flăcăruie deasupra da, da, fiecăreia da, ureole, în chip de limb de foc. Dar nu se înțelege că a venit la propriul da. Napalm din cer și a prăjit pe Apostoli. Așa e. Este vorba, de fapt, de harul portretizat cumva. Pentru că e un lucru pe care la fel eu îl consider evident, dar nu strică să-l mai repetăm. Focul iadului nu e foc fizic. Pentru că tu nu mai ai corp. Ce o sardă? Ce sardă? Este vorba de o suferință morală acolo, de o suferință a spiritului. Duhul se pogoară în chip de limb de foc. Vedem că apostolii sunt din nou șase pentru că l-a deja pe Matia. Corect. Au refăcut corpul de 12 apostoli ca deasupra fiecăruia. Pentru că Iuda este. s-a sinucis. Iuda, se sinu Iuda moare înaintea lui Hristos. Iuda Dând se duce... seama de ceea ce a făcut da. în momentul în care. Când... Și de fapt, ăsta e marele lui păcat. Deci, culmea. Faptul că l-a vândut pe Isus nu e atât de mare păcat cât faptul că s-a sinucis. Ăsta este motivul pentru care biserica nu oferă slujbe de mormântare pentru sinucigași. Nu comentez eu dacă e corect sau ba, dar este ideea de ce crezi tu Că nu o să ai parte și de mai bine. Nu dispera. Oricât de rău ți se pare da. momentul ăsta, nu dispera, ai răbdare să vezi ce o să se întâmple. Da? Nu stăpânești evenimentele din prejurul tău, nu pune tu punct. Ai răbdare. Despre Bun. asta este ideea. Pogorârea? Pogorârea și fiecare dintre apostoli încep să vorbească într-o altă limbă. Ei toți sunt vorbitori de aramaică. Unii dintre ei mai și greacă, probabil, pentru că era limba de circulație atunci, dar încep să vorbească coptă, limba mezilor. Potrivit tradiției, Sfântul Andrei începe să vorbească limba atracilor. E un semnal că trebuie să meargă să propovăduiască în țările unde se vorbește limba asta, în spațiu de acum Semnalul cu țările... este evident. Și aici, ca și la înviere, avem în schimb a celor care îți dă față, spusă foarte delicat în Sfânta Scriptură, și unii dintre ei -i, au zis că sunt plin de vin. Băieți, mai ușor cu consumația, că ați început să, vorbi, să inventați limbi. limbi. Ați început să vorbiți limbi străine. Dar ne spune după aia Biblia foarte interesant, că în Ierusalim, pentru că era o mare sărbătoare evrească și veniseră evrei din diaspora, pentru că statul evreiesc deja era în curs de desfințare, evreii erau răspândiți prin cuprinsul Imperiului Roman și exact cum s-a întâmplat până în secolul 20, în funcție de unde se aflau, învățau limba locului de acolo. Corect. Urmându-și datoria că încă era Ierusalim, încă era centrul comunității, era cam cum sunt musulmani astăzi. Băi, indiferent unde ești, datoria ta ar fi să vii la Ierusalim, măcar de sărbătoare. Aia fiind veniți, îi aud pe ăștia vorbind, îi aud pe aia bătându-și și zic, bă băieți, vezi că ăștia nu vorbesc mambo-jambo. Aștia, noi chiar îi înțelegem ce vorbesc, în funcție de unde era fiecare asta. Unii din Persia, unii din, din Libia și spun, nu, nu, ăștia vorbesc pe bune. Știu ce vorbesc. Este cunoașterea spirituală. Fac o paralelă care poate nu să, nu să cade sau nu este imaginată de majoritatea, posesiunile, posedările demonice, unul dintre elementele de identificare este faptul că posedatul începe și vorbește în limbi pe care nu are de unde să le cunoască. Adică sunt oameni de proveniență umilă, care au câteva clase și care încep să vorbească fluent în latină. Lucru care asta, adică psihologii nu s-a putut explica, explica. Cum face creierul vreo sinapsă, deodată, oricât de complex ar fi, de a accesezi o limbă nu, pe care nu, nu o cunoști, cu care n-ai avut contact vreodată. Aici, în schimb, se întâmplă prin inspirația de sus. Și asta, exact. Vorbirea în limba apostolilor simbolizează, practic, locul spre care să în, mergeți în toată lumea. Propovăduiți Evanghelia. Evanghelia, adică vestea cea bună. Iată, asta este învățătura de plină. De plină cum? Din punct de vedere moral. Asta este forma cea mai înaltă a moralității pe care vă putem da la toată făptura. Și în felul ăsta, acum așa au primit GPS-ul. Da. Deci până acum a fost, aveți de mers unde? Stați un pic, că imediat o să aflați. Când încep să vorbească limba, deci tu încolo. Predau puțin ștafeta Monșer. Acum, nu că noi am avea pe cei 12 apostoli și în icoana aceasta, dar am zis să aducem o dată în varianta asta, comentăm un pic mai încolo, și odată tot în chip de icoană ortodoxă, dar aici avem reprezentați în șir, și cu numele deasupra, în măsura în care se poate citi, o să citesc eu: Luca, Marcu, Simeon, Toma, Filip, Petru, Pavel, Andrei, Matei, Iacob al lui Alfeu, Ioan și Bartolomeu. Aceștia sunt cei 12 apostoli. Uh, M-am întrebat tot timpul ce s-a petrecut cu ei din momentul în care au fost trimiși să propovăduiască. Cum au sfârșit sau unde au ajuns, unde, pentru că așa e simplu să spui, da, au venit acolo, au început să vorbească limbi străine și și am zis să i-am căutat efectiv, nu stăpânesc lucrurile la fel ca tine, de-aia o să le și citesc de aici. Sfântul Apostol Petru, când Petru i s-a adresat mântuitorului, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Domnul a implicat, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea da? Ajunge în Iudeia, apoi în Antiohia și în Bitinia și în Roma, bineînțeles. Este condamnat la moarte și executat în jurul anului 67 prin cucificare cu capul în jos la cererea lui, pentru că martiriul să nu semene cu cel al lui Isus. O dată și doi ca să poată privi spre cer. spre cer. Este mormântat în afara zidurilor Romei, pe locul numit Ager Vaticano, în cimitirul necropol al acelor înstăriți. Există destule divergențe, dar tradiția bisericească îl consideră de primul episcop al Romei. Bun, mergem mai departe, pe repede, înainte Sfântul Apostol Andrei, de care tu spuneai, l-am găsit pe Mesia de aici, provenind caracterizarea ca cel din tâi chemat, da? ajunge în știția, în știția cea mică ori în Dobrogea, sau în Dobrogea, în Tracia și așa mai departe, condamnat a primit moarte mucenicească prin răstignire 30 noiembrie 60, în Patras, Grecia. Grecia din zilele noastre, normal. Este considerat a fi ocroitorul marinarilor și al pescarilor. Apoi este sfântul apostol Bartolomeu, pe care îl vedem acolo, ultimul din dreapta. A fost jupuit de viu la curtea regelui Polimus din Armenia, dar nu se cunoaște data cu exactitate. Interesant este că în 1238 un fragment din craniul său avea să fie adus la Frankfurt și depus în relicvariul ce poartă numele Sfântul Bartolomeu, 1238. Sfântul Apostol Iacob cel Bătrân sau cel Mare a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în toată Iudea și apoi în Spania de astăzi. San... Santiago. Santiago. De acolo unde am vorbit noi despre Compostela. S-a întors în Palestina, dar a fost prins și ucis prin decapitare la Ierusalim în 44. 44 anul este... Sinodul de la Ierusalim. Dinod Din împăratului Irod Agripa. Relicvele sare s-ar afla. Nu împărat, rege. Rege. Relicvele sare s-ar afla într-o criptă a Catedralei Santiago de Compostela. Sfântul Apostol Ioan este autorul Evangheliei despre care a vorbit Damian. a reușit să evadeze din închisoare ajungând pe insula Patmos unde ar fi scris Apocalipsa lui Ioan apoi ar fi redactat faimoasa Evanghelie, este singurul din ce, asta este important, este singurul din cei 12 apostoli care a decedat de moarte naturală, să zicem, de bătrânețe. Și se presupune că moare în timpul domniei lui Traian. În anul Foarte aproximativ tare, asta, 100, 100. 100, da. E cel mai longeviv. Era Traian și cel... este din 98, parcă, da. nu? Din 98. Ui urmează lui Nerva. Da. După asasinarea lui Domitian, senatorii aleg întâi un senator bătrân, Nerva, care domnește, mi se pare, cu un an sau doi, și care desemnează ca fiu adoptiv pe Traian. Perfect. Sfântul Apostol Matei, în anul 74, în timp ce se afla lângă un altar, în urma unor intrigi de curte, este ucis pe la spate cu o spadă și așa mai departe. Sfântul Apostol Filip a decedat la vârsta de 87 de ani, spun unii sau pe acolo, în Frigia, în Pamucaleul de astăzi, la fel martirizat. Sfântul Apostol de menționat un fapt că Sfânt Apostol Filip se întâlnește cu un slujitor al reginei Candachia a Etiopiei și este considerat și cel care i-a încreșinat pe Etiopie, Etiopieni. națiunea africană care e creștină Reștină. până astăzi. Corect. Uh, Simon Zilotul sau Simon Zelotul avea să călătorească în Egipt și Africa, ajungea și în Mauritania. Da? Mauritania, aproximativ Algeria și Marocul de, de astăzi Nu se cunoaște cu exactitatea morti, data morții sale Dar sfârșitul i-a fost violent Tăiat de viu în două părți, undeva prin Persia Sfântul Apostol Iacob, Iacob, fiul lui Alfeu A ajuns în Palestina A fost crucis prin crucificare în anul 62 la Ierusalim Sfântul Apostol Tom a poreclit geamănul A ajuns departe, în Persia sau în India Unde este cinstit ca întemeitor al bisericii de aici Există până astăzi Biserica Tomită din Malabar, Ma. care e în India. A fost ucis prin străpungere cu o aici datele sunt exacte, pe 3 iulie 72. Datele sunt exacte în sensul că are o zi de prăznuire. Exact. Nu în India britanică avem, de astăzi. Nu pretindem că avem documente. Cumente clare care spun că Iuda Tadeul, cunoscut și ca Levi, a fost străpuns de săgeți în anul 65 în Beirut, Liban. Asta e bine să se înțeleagă, sunt doi apostoli Iuda. Unul este Iuda Iscarioteanu, cel care se spânzură după ce îl vinde pe Isus. Altul este Iuda Tadeu, cel care își continuă activitatea Prec. misionară. Ai zis tu, după răstăinirea mântuitorilor, ar fi aruncat bani în cinta templului lui Rod din Ierusalim și apoi s-a spânzurat și ultimul Sfântul Matia după sinuciderea lui Iuda Iscarioteanu, pentru că e firească întrebarea, Mând dacă au fost 12, unul s-a sinucis, de deci ce apar tot 12, da. nu? Pentru că ai spus tu că s-a sinucis înainte de răstignirea lui Isus. După sinuciderea lui Iuda, ceilalți 11 apostoli l-au chemat pe Matia. Moaștele sale au fost duse prin grija împărătesei Elena Augusta în Trier, cum se știe, da, în Trier, mama lui Constantin cel Mare, în 1127 au fost, ră, au fost rămutate relicvele în Abația benedictină Sfântul Matia, Sankt Matias din Trier. Și este apostol ale cărui rămășițe exact, este cel mai la nord. singurul, singurul uh, apostol care are rămășițele la nord de Munții Alpi. Iată. dacă e foarte... Cam asta este evoluția. Avem aici reproducerea tabloului celebru al lui Da Vinci Cina cea de taină, pentru că Sfântul Apostol Ioan, cel care în imagine este la dreapta lui Isus, fiind foarte tânăr, este foarte asemănător cu o femeie. S-a spus că ar fi s-a creat teoria că de fapt ar fi Maria Magdalena care ar fi fost soția lui Isus și că în felul ăsta Isus ar fi avut o descendență omenească, că există niște oameni care sunt copiii lui Dumnezeu la propriu, ceea ce din punct de vedere teologic este un nonsens cât casa de mare, pentru că Dumnezeu în sine, dacă e Dumnezeu, nu are poftă trupească, nu simte nevoia să facă sex mai pe, romene, mai pe românește. mare Drept urmare, are nevoie de soție. Iar ideea aia cu graalul, cu cupa pusă de Nicodim, se presupune, sau de Iosif din Arimatea, la poalele crucii în care picoră sângele lui Isus și devine o relicvă sfântă a creștinismului care are darul să vindece boli, să mai știu eu ce variantă, pe baza căreia s-au scris toate legendele alea cavalăriști din Evu Mediu cu regele Arthur, cu Gawain, cu uh, cretia, uh, ale lui Cretian du Troi aia la fel e un nonsens cu ducerea ei în Britania, pentru că graalul, dacă ești dintre cei credincioși, îl găsești în fiecare biserică la liturghie. Este Sfântul Potir. Că în fiecare Sfânt Potir se prefac darurile alea în trupul și sângele Mântuitorului. Deci cam asta este scopul creștinismului. Eu vreau să mai adaug două considerații de ordin social, să zic așa, vis-a-vis -vis de o afirmație pe care o întâlnesc extrem de des. Domnul, eu sunt credincios, dar nu merg la biserică. Și subliniez încă o dată, în momentul în care ați spus în primă fază că sunteți credincios sau credincioasă. Cine nu e credincios, înțeleg de ce nu merge la biserică, menționez și lucrul ăsta, dacă ești necredincios, nu te oprește nimeni să totuși să intri într-o biserică și nu, 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 avem un soi de scanner la intrarea în biserică credincios, pip, necredincios, pup, ieși afară. Dar dacă spuneți că sunteți credincios creștin și nu mergeți la biserică, nu prea sunteți credincios pe da întregul, pentru că o parte extrem de importantă este această poruncă a iubirii care îți cere să poți să-l iubești. Iubirea e ușoară când o simți instinctiv. Dar ție ți se spune să înveți să iubești și ceea ce n-ai prea iubi așa tu din instinct. Așa coborând cumva în spațiul ironiei, în biserică mai întâlnești și oameni certați cu dușul, mai întâlnești și oameni care au dreptul să tacă, dar n-au capacitatea, mai întâlnești și oameni care să spunem că să bagă unde nu le fierbe oala, nu-i scaunul tău, nu să pune lumânarea acolo și lista poate să, continue. Tu trebuie să înveți să suporți fiecare om pentru cine e el, nu pentru cine ți-ai dorit tu să fie. Nu, dacă stai exact cum ți se spune în alte ipostaze ale vieții, băi, ești din bula aia de confort. În carieră e perfect. găsește tot timpul noi provocări. Progresează. Păi și socialmente nu-i tot ideea aia, prieteni? Învățați să tolerați. Suntem de multe ori dușmănoși, suntem de-a dreptul nedrepti cu unii oameni pentru simplu fapt că nu ne convin nouă anumite trăsături ale lor dar pentru care oamenii n-au vreo vină. Nu-i vina lui că e așa. Pentru el aia e normalitatea. Nu ei sunt obligați toți să se conformeze la idealul meu de normalitate. Învățați să... Bun, iubiți poate e mult spus, dar învățați să trăiți cu aia din jurul vostru. aia ne strângem în biserică, lăsând la o parte că suntem ființe sociale. Ar fi bine să nu uităm lucrul ăsta ca să nu ne dezumanizăm tehnica să urce și noi să coborâm ca structură. Ne putem da adevărata măsură doar în comunitate. Asta e un dat genetic. Nu o să inventeze nimeni. Din potrivă, tehnica va fi din ce în ce mai bună și noi vom fi din ce în ce mai inapți. Lipsindu-ne tot mai contactul uman lucrul ăsta ar fi bine să nu-l pierdem. Vreodată din vedere mi-a plăcut foarte mult un părinte care avea copii în biserica la slujbă, mă refer copii mici, câțiva ani, și care bineînțeles că nu pot să stea lemn acolo trei ore cât durează slujba, și se jucau prin biserică și mai făceau zgomot. Și s-au trezit câteva doamne, nu neapărat că erau doamne, dar au fost doamne. Băi, dar termină, da, cu tare, dar... Doamne, dar pe dumneavoastră, prea, părintele a ieșit și a spus, dar pe dumneavoastră cu ce vă încurcă copiii ăștia să vă rugați? Că ei se joacă în dreptul lor. Dacă dumneavoastră chiar ați fi atentă la slujbă, ați mai avea timp să, corect... ați mai avea timp să corectați copiii ăștia, ei fac ceea ce este al copiilor. Da, ar fi ciudat să faceți dumneavoastră la 70 de ani ce fac ei. Călărie și să mă alergați, da. Dar pentru ei este ceva perfect normal. Lucrul ăsta, unii încă îl scapă. Băi, e copil. E normal să fie așa. Și când e om adult, nu știi tu povestea din spate. De ce poate pentru omul ăla să stea trei ore să tacă e un efort imens? Cine știe ce traumă are. Uit. Lucrul ăsta e bine să fie exersat dincolo de strict de credință. De ca, la biserică. ca exercițiu social. Nu neapărat la biserică. Unde... Nu zic că de, în, în afara mersului la biserică. Da. Învață să fii tolerant. Pe măsură ce îți exersezi toleranța, ce am spus și în podcastul despre Andaluzia, băi, acceptă că sunt diferiți, dar acceptă, nu spune că ceea ce e diferit e greșit. Acceptă să asculți. Iar nu ești obligat să-ți placă toată lumea, dar e o mare diferență între să-ți placă și să tolerezi. Tolerează, învață ce nu-ți place, ții un pic de distanță, dar nu excluzi. Bun, să revenim pentru finalul expunerii, pentru că am mai adus un mic aspect legat de istoria extra -biblică. Sfânta Scriptură și oprește relatarea în momentul primitării la propovedirea apostolilor. Sfântul Pavel ne povestește de călătoriile lui misionare, apoi este capturat de romani, dus pe Marea Mediterană o escală în Malta, unde uh, e găsești un șarpe în foc și, nu, muș, și nu, nu este omorât de acesta, și apoi, potrivit tradiției, la fel dus la Roma, și uh, ucis acolo împreună cu Sfântul Apostol Petru. Și astfel ei sunt patronii, dar Sfântul Pavel este de fapt părintele creștinismului contemporan. El e cel care a dat în scris mutația creștinismului din sfera iudaică în sfera universalității. Din punctul de vedere al teologiei, este cel mai important. La Ierusalim, în schimb, este ucis Sfânt Apostol Iacov, primul episcop, există divorțul ăsta nominal între iudaism și creștinism, doar că evreii exagerează la un moment dat cu partea de uh, mesianism politic. Zeloții, sub conducerea lui Ioan din Giscala și Simon Bargiora se răscoală în anul 66 împotriva Romei, suntem pe finalul domniei lui Nero. La Nero în sine o să prindem poate un podcast de istorie romană să vedem că nu e chiar nebunul ăla care cânta la harfă când ardea Roma. Ardea Roma. Nero ia act de rebeliunea asta și îl trimite acolo pe generalul Flavius Vespasianus, un politician cu experiență militar cu state vechi, Dute acolo și turtește-i pe aia. Ei reușiseră în primă fază să impună în fața guvernatorului Siriei, Flavius Vespasianus este trimis cu trei legiuni, respectiv 12 a 12-a fulminată care era deja cantonată acolo, care fusese un pic lovită, a 10-a și foarte interesant, a 5-a legiune care ulterior va veni cu Traian, bineînțeles cu o altă componență, clar. că la 40 de ani distanță, dar va veni și pe teritoriul Daciei. Se mai unește cu a 15-a 15, a 15 -a Apolinaris, comandată chiar de fiul lui de Titus, ăștia doi vor deveni împărați ulterior și pornesc în luptă împotriva răsculaților evrei, întâi cuceresc Galilea, zona din nord, Flavius Josephus li se supune, apoi progresează cu trupele înspre Ierusalim, împresoară orașul în anul 68 și începe asediu. Problem. La Roma, între timp, sără răscoale, Nero se sinucide și pe tron urcă Galba, dar Roma intră în ceea ce istoriografia va numi ulterior anul celor patru împărați, pentru că se răscoală în mai multe provincii și se înlătură unul pe celălalt. Vespasian îi zice, ok, boss, tu ești nouul jupân, te recunosc pe tine, doar că până apucă el să recunoască bine, Galba e ucis de Otto, de al doilea pretendent. În momentul ăsta Vespasian zice, bă, voi ați început să vă faceți de cap acolo, hai că vin să vă calmez. Este proclamat el împărat de trupele din Orient cum oricum situația în Palestina deja e stabilă. Ia un frânt, de fapt, e doar o chestiune de timp până va fi cucerit Ierusalimul. În Ierusalim mai trăia un descendent al dinastiei irodiene, Irod al doilea Agripa, Este este strănepotul lui Irod cel, cel mare, are o întâlnire cu Pavel. Pavel îi arată la fel lipsa de profunzime de înțelegere, spunându-i te va bate Dumnezeu perete văruit ce ești. În sensul că în afară de aspectul de... mai pe afară îi vopsi gardul și cam atât. Da. Așa? El încearcă să-i calmeze pe evrei fiind conștient de fapt, bă, voi nu vă dați seama cât sunt ăștia romanii. N-avem nicio șansă. Vede că nu se poate fugi din Ierusalim cu sora lui Berenice, care va deveni subiect de multă literatură ulterior. Vespasian împresurase orașul, dar ținând cont de tulburările de la Roma, zice, băie, e cazul Hai, să facem ordine în Imperiu. Acolo. Zice, băiatul tati, Titus, Titus are deja 30 ceva de ani la momentul ăla, e un comandant matur. prea tu, tată, ce facem noi aici, că eu mă duc să rezolv treaba la Roma. Până ajunge el, Otto e la rândul lui înlăturat Vitelius și Vitelius este înlăturat de Vespasian în alianță cu trupele Acum. din Balcan, din Moesia. Și în felul ăsta, în anul 69, cred, Vespasian devine împărat, va intra în Roma în anul 70, doar așa, două, două elemente pe scurt, este fondatorul celei de-a doua dinastii, așa se stinge, duc cu Nero dinastia Iulio-Claudică, descendenții lui Cezar, apare dinastia cea mai scurtă, dinastia Flavilor, care a avut de fapt trei reprezentanți marșilați, Vespasian, Titus și Domitian, Domitian e cel care începe războaiele cu Daci. Vespațian este de departe cel mai abil dintre ei. Este domnul acela de la care ne rămâne dictonul că banii n-au miros. Om a pus taxa pe budele publice din Roma. Și în momentul în care, băi, ai pus taxa pe rahat... Fiul a întrebat taxa pe așa a zis. Bă, Tată, banii n-au miros. Tata. Așa, este omul care a înțeles foarte bine ideea de pâine și circ. El a ridicat un Circus Maximus, care se păstrează până astăzi la Roma. Și om de profundă modestie a trăit modest întreaga sa viață. Iar în momentul morții, petrecută 10 ani mai târziu, în 79 după Hristos, pentru că împărații erau divinizați după moarte, a avut puterea să fie ironic cu ultimile cuvinte, spunând, încep să mă simt zeu murind, că știu ce ha. o să vreți să faceți după, eu încep să ce mă simt de pe acum. Bun asta. Titus rămas aici, folosește o tehnică barbară, dar necesară, pune prizonieri evrei în linia de bătaie, ia mă, omorâți-i omorâți pe omorâți. voștri, construiește rampe și reușește să distrugă cele trei rânduri de ziduri ale Ierusalimului, evreii făcuseră foarte bine înainte și începuseră să se certe între ei. Ioan din Giscala se, ce, se certa cu Simeon Barjora. m -a mai apărut să-și o partidă preoțească a lui Simeon, fiul lui Eleazar, care proase controlul templului. Romanii reușesc, profitând și de asta, să să distrugă zidurile Ierusalimului în anul 70, distrug și templul care este incendiat, tezaurul templului, inclusiv chivotul, pleacă, se duc la Roma în cortegiu triunfal, iar supraviețuitorii sicarii, radicalii zeloților, deci fanaticii fanaticilor, se refugiază în fortărețele din timpul lui I I Irod, Herodiu, Macherus și Masada. Masada până azi e loc de cult în Israel. Acolo au rezistat până la finele anului 73, deci încă trei ani, asediați de nou guvernator roman al provinciei, care la fel a trebuit să construiască rampe ca să ajungă până acolo. Și în momentul când le-a fost clar că nu mai pot să scape, sicarii s-au sinucis sau mă rog, de fapt s-au ucis unul pe celălalt, s-au îmbrățișat, s-au da. înjunghiat să nu fie capturați în viață, au găsit o cetate de cadavre. Asta a rămas model de vitejie, chiar dacă e inutilă. <fie> și provincia este pacificată, în timp ce Titus se îndrăgostește de Prințesa Berenice, de sora lui Iroda Gripa al doilea, care deși cu 11 ani mai mare decât el este o ființă fermecătoare, pe care o va ține în concubinaj până în 79 când devine împărat și când ca să scape de zvonuri la Roma, ce nu, 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 a fost o greșeală, nu, aici vedem și exodul populației ebraice, Titus va domni numai 2 ani, va muri de o epidemie după ce încearcă să rezolve un incendiu în Roma care urma de o astfel de molimă. Tot în timpul lui se produce erupția vulcanică a Vezuviului care încroapă trei orașe că nu-i doar Pompei, e și Herculaneu Herculane, un... și încă unul uh, S. Dar în momentul ăsta îmi scapă numele. Și urmează fratele lui, mai mic Domitian, dar asta deja nu ne mai privește pe noi. Ăsta este exodul populației evreiești către Masada. Uh, bun, chiar dacă aici cred că am luat o imagine din perioada primei robii evreiești, că ăștia par cam, uh, cam babilonieni pe acolo. Așa. Ăsta uh, este de fapt... Momentul de final, Isus profețise treaba asta, este până astăzi un, un altar înspre Domnul Stâncii, Dominus Flavit, Dumnezeu a plâns. Dumnezeu a plâns Ierusalimul, spunând că din el va mai rămâne piatră pe piatră, și lucrurile astea chiar așa s-au întâmplat, odată cu cererea Titus și apoi ultima răscoală, cum am spus, în timpul domniei lui Hadrian, care ordonă distrugerea definitivă și împrăștie pe evrei prin întreg cuprinsul Imperiului Roman, ca să nu se mai răscoale. În felul ăsta apare iudaismul rabinic, pentru că dispare cultul din templu, care centraliza. Apare iudaismul rabinic, care merge pe filonul lui, dar se separă complet de creștinism, care va avea două secole și, spre trei chiar, de persecuții. Persecuțiile nu au fost generale. Prima persecuție se consideră a fi cea a lui Nero, dar nu s-a găsit niciodată acest famos decret neronian. Se pare că mai degrabă au fost, dacă au fost folosiți, au fost folosiți local ca țapii spășitori. Prima persecuție generalizată e a lui Decius și abia în secolul 3. Și de acolo trec. urmează, păi până atunci nu, nu, căpă, nu căpătaseră importanță, da, erau da, minoritari. Da, da. Abia atunci încep să se mulțească. au de băgat în seamă. Deranjează, Ii. asta e relatarea oficială, pentru că nu recunosc cultul împăratului, pentru că unii refuză serviciul militar ca să nu omoare oameni, și din cauza asta sunt supuși persecuțiilor până în secolul 4. Deci, cam asta este istoria a ceea ce prăznuim noi, și de notat faptul că geniul creștinismului a făcut ca urunde a convertit populație să asimileze și cultele locale. De asta până astăzi, noi, pentru perioada postpascală, de la înviere încolo, avem paparudele păstrate prin zone din țară. Paparudele sunt fete fecioare îmbrăcat în niște costume dintre astea de divinități ale naturii, care vin și joacă în casă, sunt alungate simbolic cu apă rece și revin. Este un ritual ca să invoce ploaia. Avem caloianul, care la fel e un de invocat al ploii, iar în ziua de rusalii avem călușarii, care reprezintă una dintre expresiile cele mai clare ale fondului precreștin da. din România, preluat de creștini, pentru că în sine nu contravine în forma asta cu nimic religiei. Asta este o formă de toleranță confesională. Lasă-i mă pe oameni cu obiceiurile lor. Ce face omul ăla, de fapt? Păi se roagă de ploaie, să roagă de sănătate. Ce-i greșit în asta? Lucrurile astea, bineînțeles că merită să fie menținute. Asta arată, de fapt, toleranța pe care creștinismul doar a propovăduit-o, a și demonstrat-o, preluând anumite credințe dintre astea. Corect. Nenea Damian s-au dus vreo două ore și jumătate, sau pe acolo, pe undeva, să putea și mai da. rău, ca să zic așa. Noi am încercat să prezentăm o schemă ușor de înțeles. Corec, cu siguranță ne-au scăpat multe lucruri. Există simbolisme din toate categoriile, există contestații din toate categoriile, există cărți întregi cu lexiconul erorilor biblice. Uite, aia nu se pupă, nu se pupă. Foarte de acord. Până la urmă, depinde ce doriți. Doriți să aprofundați studiul? Aveți o bibliografie întreagă, eu am adus doar câteva lucrări da, la capitolul ăsta. Să nu uitați să o menționez și pe asta, este un academician român, Traian Aldea, povestea smochinului, se referă la parabola smochinului neroditor și prezintă, e scris direct în limba română de data asta, prezintă una dintre cele mai clare viziuni și nu e foarte complexă de citit pentru despărțirea dintre lumea creștină și lumea iudaică în secolul I-I după Hristos, cei care sunt credincioși, în schimb, ar fi bine să înțeleagă exact ca Toma, bă, dacă te pretinzi credincios, păi fi credincios, feriți-vă, ăsta ca în final, ceea ce spune Sfântul Pavel, feriți-vă să fiți căldicei. Mai bine fiți convinși de ceva și stați acolo, decât să fiți doar de formă, că în felul ăsta nu vă ajutați nici pe voi, nici pe nimeni din prejurul vostru. Corect. Damian, să rămână și mie, de mulțumit că ai fost alături de noi, să ai în continuare sărbători liniștite. Liniștite, nu știu că plec la Istanbul în curând, da? Atunci. Frumoase Atunci, vor fi frumoase. cu siguranță. Frumoase. Drumul încolo să te întorci sănătos și să continuăm discuțiile. Cu mare drag, mă Abia ne-am încălzit. Vorbim. Corect. Cei. Dragi prieteni, mii de mulțumiri și vouă. Ați fost la Vreau să știu. Mulțumim și prietenilor noștri de la Hausen, care, așa cum spunem noi de fiecare dată, montează tâmplărie pe și demontează mituri. Unul dintre acestea, acela că se face condens. Se făcea condens înainte. Acum, grație faptului că există specialiști, că există profesioniști, că există tâmplari cu experiență, lucrurile acestea nu se mai petrec. Intrați pe hausen.ro și aflați acolo mai multe detalii. Cea mai rosită dintre toate nu merge cu râsul. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este ce cea care în care în nu care am învățat ceva sau n ai avut un gând serios. Sau n-am avut un gând serios. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am avut un gând serios. Mii de mulțumiri, sărbători liniștite, aveți grijă la ce mâncați, că așa Este cel mai important lucru în perioada aceasta. Toate cele bune, mii de mulțumiri, numai bine, la revedere.